Bună dimineața! Și bine ați venit! Aș vrea să fac așa un mic exercițiu înainte să încep prezentarea. Cine a mai fost în celelalte zile? Vă rog să ridice mâna. Mă bucur să vă văd din nou. Ne așteaptă o zi lungă, o zi plină, o zi cu oameni aleși pe multe, dacă pot să spun așa. Am început luni de dimineață cu multe emoții, cu foarte multe temeri. Veneam după o perioadă foarte, foarte plină și cu multe întâmplări care sperăm că au trezit tot ce se putea trezi în interiorul nostru. Veneam cu multă teamă că nu o să vină lumea luni de dimineață, după tragedia de duminică și nopți. Dintre cei de la colectiv s-au stins. Am avut surpriza să vedem că la ziua antreprenoriatului, luni de dimineață, sala a fost plină, oamenii n-au întârziat, au venit, au fost plini de pasiune și au vorbit din suflet. Și m-am bucurat și am avut o senzație de bine seara când am văzut cât de multă dorință de a se schimba și de a vrea să face lucrurile mai bine, am observat la toți cei care au venit și au vorbit pe scenă, dar și la voi, la publicul care a pus întrebări și nu a stat cu minte când este de obicei. Este o perioadă în care cu toți încercăm să ne facem treaba mai bine, să nu mai umblăm cu jumătăți de măsură și așa cum am spus și în celelalte zile, este o perioadă în care ar trebui să nu mai fim ipocriți. Ar trebui să renunțăm să mai fim ipocriți. Cei care, și este un exemplu pe care îl dau din nou, s-au dus și au donat sânge și au parcat mașina greșit, dar s-au supărat cu poliția, i-a amendat, sunt niște ipocriți. Nu au făcut un gest bun până la capăt. Așa tindem să facem, din păcate, în viața noastră de zi cu zi. Mergem la birou, ne place, vrem, dar nu ne facem treaba bine până la capăt. Și undeva pe drum obosim și renunțăm. Și ar trebui să nu mai facem așa. Ar trebui să fim noi primii care se schimbă. Și o să se vadă. Și ceea ce mai mult ca oricând se observă în acest moment în viață, este că oamenii care sunt profesioniști, chiar dacă nu au un awareness extraordinar, chiar dacă nu culeg rezultatele pe loc, se detașează. Și e frumos că se vede de câțiva ani acest lucru, dar este și mai frumos că în acest an, cu toții, ne dorim, măcar de acum înainte, să fim mai buni. Și mă bucur că am ajuns în acest moment fără nicio legătură cu ce s-a întâmplat. Mă bucur doar că am ajuns în acest moment și vedem că toți vrem mai mult. Ăsta este mesajul simplu pe care l-am transmis cu acest eveniment de 14 ani. Zilele Biz aniversează în acest an 14 ani. Și cu toate campaniile, cu tot ce am făcut în acești ani, am vrut să spunem că trebuie să fim mai buni. Și cine zice că știe tot și că vine la un eveniment și nu află nimic nou, este foarte bun. Dar din punctul meu de vedere are o mare problemă. Și ar trebui să mai schimbe biroul, compania celor din jur. Și aș vrea să vă prezint două sporturi pe care partenerii noștri de astăzi, GMB Advertising, le-au făcut. Două idei. De fapt, e o singură idee. Cu două spoturi, sunt foarte scurte, ca să vedeți, de fapt, că dintotdeauna mesajul nostru a fost același. Te rogăm. Dau din cap în sincron de când eram un junior ce. Așa oamenii te percep ca fiind on the same page. E foarte important să dai senzația că înțelegi totul din prima. Trebuie însă să nu dai nici prea repede, pentru că atunci pare timp nervos. Dar nici prea încet, că nu se vede. Am ajuns să dau din cap de 500 de ori într-o ședință. Simt că vine o promovare foarte curând.
Genul care vorbește des în conferințe video. De aceea mi-am dezvoltat o metodă prin care nu sunt prins niciodată nepregătit. Mă prefac că s-a blocat netul. Asta îmi dă suficient timp ca să mă gândesc la un răspuns. Bineînțeles că nu e deloc ușor să caut pe net fără să mișc ochii, dar cu puțin exercițiu se învață. Mulțumim și mulțumesc, Felix, că ești aici alături de noi și tu ești următorul speaker. A fost o colaborare care a început frumos, simplu. Ne-am întâlnit de multe ori, dar anul acesta, împreună cu GMBD Vărtazii, ne-am făcut foarte, foarte multe proiecte frumoase. Și sunt încununate întâlnirile noastre cu aceste spoturi. Este timpul să ne căutăm în interior cu toții și să vrem mai mult și să vrem să scoatem la suprafață valoare. Este timpul să nu mai ridicăm din numeri. Și să știți că cei care cred că au o imagine senzațională în această piață și sunt mulți, au și imaginea cealaltă. Oamenii știu că nu sunt buni. Și toți cei care se întreabă de ce oamenii ăia de la vizile buni nu ne aleg, să știe că de aceea ne alegem. Sunt foarte mulți oameni de carton, în special în media și marketing, care nu au esență, care nu au fond. Și împotriva lor, începem să... De data asta o facem oficial la microfon, o să începem să lucrăm, ca să pot să spun așa. Alexandru și Andrei nu vin la zi de levizi. Oamenii care doar fac lucruri ca să fie văzuți, nu o să fie invitați niciodată pe cine la zi de levizi. Și o să vedeți că toți cei care sunt în programul nostru, la toată săptămâna, dar și în special astăzi, sunt oameni care vin și pe lângă un discurs frumos, au foarte multe campanii și rezultate în spate. Și asta contează. Și am să vă rog să ne întâlnim un aplauze pe Felix Tătaru, președinte fondator GMB Group, senior vice president IA Worldwide. Bine ai venit, Felix! Vă mulțumesc pentru ocazia de a fi parteneri anul acesta și pentru ideile frumoase pe care tu și echipa ta mi le-ai dat. Și eu mă bucur că am putut și Biz Marketing Exchange același lucru cu Iarul și că împreună așa se pare că facem o echipă foarte bună. Bună dimineața! Azi e 13 și azi este ziua bunătății. Despre 13. Despre 13 lumea spune că e cu ghinion. Eu mă uit la 13 ca la o ocazie de trezire. Gândiți-vă la 13 pe locurile de trezire. Este un mare dar. Am văzut dimineața venind în coace, în timp ce conduceam, mai aruncă ochii pe Facebook și un articol miracolului 13. Și am zis să vă cer ăsta acest gând. Astăzi vreau, în continuare așa, foarte frumos ce a zis Marta, să vorbesc despre transformare, despre transformarea noastră, a industriei noastre. Și este o prezentare pe care am făcut-o și eu tot pe baza feedback-ului și întrebărilor îmbunătățesc. Am ținut-o prima dată la Golden Drum, acum câteva săptămâni. Și săptămâna trecută, în fața bordului global al IAA. Pentru cine știe ce este IAA, este o asociație profesională care cuprinde, este singura de altă din lume, care cuprinde membrii atât clienți, agenții și media. E practic tot spectrul marcomului. Și am avut ocazia ca aici, cu echipă extraordinară în România, să facem niște lucruri bune și iar România să fie, în 2008, premiată cea mai bună din lume. Și după aia, chestia asta m-a atras atenția asupra mea și acum sunt în bordul global al IA. Și săptămâna trecută la Dubai am avut o întâlnire despre ce face IA la nivel global
și la nivelul fiecarei țări, în toată nebunia asta, în toată transformarea asta din jurul nostru. Pentru că asociație, lucrurile de 75 de ani și ceva mai departe. Și a fost o întâlnire strategică de două zile în care am zis, haide să vedem ce putem să facem noi și dacă nu cumva noi trebuie să ne transformăm. No resolution, no revolution. Afară este revoluție. Nu vreau să stau în loc pe chestia asta. Dar afară este revoluție. Și când spun afară, mă refer peste tot în lume. Și pe strada ta, oriunde. Și noi am impresia că stăm și bem un ceai frumos în casă. De asta, ce înseamnă rezoluție? O fermitate de a face ceva ceea ce ți-ai propus. Și de a face această revoluție. De a face această mișcare de care vorbea Marta Mereu. Vreau să clarific puțin ce e cu Digital Revolution. La nivelul umanității, istoricii spun că au fost trei mari revoluții. Revoluția agricolă, mii de ani. Revoluția industrială, câteva sute, până la jumătatea secolului 20. Și revoluția digitală, care începe la jumătatea secolului 20. Sigur, în interiorul industriei noastre, când ne referim la digital, ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani. Internetul și așa mai departe. Și în interiorul acestui fenomen digital mi-am permis să rup în două și să spun că a existat un fel de TV Revolution și din perspectiva comunicării, evident, și o revoluție digitală. Și ce s-a întâmplat în 1960 când a apărut, când a fost așa zisă revoluție TV? Pe atunci s-a întâmplat că media a divorțat de creativ. Atunci s-a împărțit industria. Agențiile de media au fost total separate de agențiile de creativitate. Atunci, DDB a fondat prima echipă de creație sub forma de art și copii. Tot atunci a fost o transformare de la știința asta a vânzătorului. Atunci totul se baza pe un speech foarte bun pe care și spoturile de atunci și toată comunicarea era despre a vinde, deci știința de a vinde, la o artă a persuadării emoționale. Atunci a făcut acest film. Tot atunci s-au pus bazele tipului ăsta de account management și brand management. Da? Ceea ce scriu eu acolo, management business, care am observat acum încă se întâmplă și cam tot ce vedem acolo, noi trăim acum. Dar să ne gândim că s-a făcut acum câți, aproape 60 ani. Și duce la culturi reactive. Și evident consumatorul era aștepta să-i se dea cu lingurița, nu avea evident, în revoluția digitală ne uităm că media are nevoie de creativitate și invers. Și eu observ o din ce în ce mai mare reapropiere. A fi creativ astăzi înseamnă câte puțin din a fi alt copii, research, strategii și media. Dacă nu e așa, trebuie să lucrăm asta. Acum, cred că utility vine pe primul loc. Și această artă a persoanei vine pe... Toată lumea își pune întrebarea, what's in it for me în epoca digitală. Și o să vorbim despre asta, ce înseamnă consultanța. Din partea fiecărui actant în spectrul sau comunicării, care duce la proactivitate și, evident, consumatorul la putere și are cărmă. Crede sau nu, dar suntem în afară. We're in deep shit, am zis-o, e prima dată când o zic așa. Pentru că avem aceleași structuri de agenții făcute în anii 60. Vorbim doar de agenții. Nu vreau să intru pe ceva ceea ce... Poți vorbești despre media, poți vorbești despre departamentul de marketing. Consumatorul se transformă radical. S-a transformat deja. Și agenția și clientul, mentalitatea agenției și a clientului este mult în spate. Nu ține link cu ceea ce s-a întâmplat consumatorul. Și dovada este, e o chestie banală, legată de cele trei ecrane. Dacă acum, încă pot spune că în România, cu 5 ani, ecranul normal era, probabil că erau tranziții, numai cu 10 ani. Era televizorul, al doilea ecran era computerul și al treilea mobile.
Acum este evident că are prin încălzare mobile, computerul e pe locul 2 și televizorul e pe locul 3. Asta se întâmplă cu consumatorul. Ce se întâmplă cu bugetele? Da, nici o schimbare. 35% se duc pe TV, da? Și celelalte mai vedem. Ca să ne dăm seama cât de neadaptat suntem la ce se întâmplă consumatorul. O altă dovadă, acum 10 ani, unii vorbeau despre că dacă nu ne transformăm, noi ziarele vom dispărea. Ce s-a întâmplat? Și din perspectiva colaborării între client și agenție, atenție, a fost o întrebare inițială asta, la Golden Dawn și în bordul ea, și acum este o afirmație. Cele mai impact campanii care se întâmplă anul ăsta în lume, nu se mai întâmplă pe bază unui brief scris eventual trimis prin e-mail de către client. Nu mai există asta. Nu așa se fac campaniile astăzi. Și am aici în sală bucuria să fiu cu câțiva clienți și poate să-mi confirme că lucrurile cele mai mișto făcute împreună s-au făcut prin colaborare, prin împreună lucrare. Nu prin unul își cere, celălalt după 3 săptămâni și zic. Cel mult poate să fii bun. Dar de la bun la grei... societatea în care suntem este într-o transformare radicală. Radicală. Și noi nu ținem, noi ca industrie, din păcate, nu ținem ritmul cu ceea ce se întâmplă în societate. Aici am un citat al lui Jeff Welch, care pe mine m-a inspirat. Și anume că dacă rata schimbărilor din exterior este mai mare decât rata schimbărilor din interior, atunci sfârșit eu apar. Și dacă aveți norocul cumva să lucrați într-o companie în care schimbările din interior țin de pe primul, este un... Eu știu orice companie care face asta. El s-a. Dar, știți, eu sunt optimist așa de fie și am un banc favorit. Ce vede optimistul în cimitir? Numai plus. Și am adunat 7 gânduri pentru o revoluție. Pentru cine are îndoieli că nu trebuie să facem o revoluție la nivel personal, cum a zis Marta, la nivelul companiei, la nivelul a ceea ce facem noi pentru consumator, ok, să nu se uite. Dar dacă, cu cât mai repede acceptăm ideea că e nevoie de revoluție la nivelul, la toate nivelurile, poate mai bine. Și, mă rog, sunt de diferite tipuri de direcții. Evident, începem cu oameni. Și nu poți să ai o schimbare semnificativă fără a alege oameni cu valorile potrivite. Și aici vă dau un exemplu. În stânga, cel cu mâinile în șold, așa, pentru cei mai tineri, este viitorul președinte al României, Ion Iliescu. Și care era, iată, juca, nu știu cum se cheamă, cercuri cu Ceaușescu. Ce fel de revoluție am făcut noi? Ce fel de președinte ne-am ales dacă l-am luat pe ăla care era mâna dreaptă al lui Ceaușescu? Și de-aia, unora nu ne vine să spunem că a fost o revoluție. Pentru că a fost așa, o schimbare de putere, ușor, ușor, poate. Abia acum începem să vedem și noi efectele revoluției. Prin ieșirile din stradă, spun la trecut. O altă abordare din perspectiva oamenilor, extroverții fac mișcări rapide, schimbări rapide. Introverții, mișcări adânci. Și eu care mă bucur că am în companie destul de mulți introverți, sigur, e mai greu să lucrez cu introverți. Dar comunică mai greu cu noi cu conștiințor. Și trebuie să-l lași ritmul lui. Dar profunzimea unui introvert, nu se poate introvert. Și aici este exemplul lui Gandhi, care, știți, nu era un mare speaker, un flăcărat, tipul ăsta american de leadership. Pur și simplu, el a spus, dacă vrem să scăpăm de dominația britanică, trebuie să ne luăm sare din altă parte. Nu mai cumpărăm sare de la ei. Și eu știu unde se află sare. Atât a spus. Și a luat-o către mare. Și lumea a venit. Despre
structura organizației. Se vorbește despre două tipuri de structuri, organică și mecanică. Structura mecanică, more or less, este ceea ce avem noi acum. Cum se presupune că o echipă de 5 oameni, fiecare care are o funcție foarte clară și lucrează în echipă după un proces foarte, foarte riguros. Într-o echipă organică, funcțiile sunt, să zicem, rolurile sunt destul de faze, nu știu cum să le spun, se amestecă puțin, astfel încât un om ar putea să facă mai mult decât un singur lucru. Pentru că, într-adevăr, noi oamenii nu suntem totuși să stăm într-o cutiuță. Putem să facem mult mai mult. Și atunci, regulile sunt cu totul diferite. Și este loc de a te adapta foarte ușor. Și un profesor de la Berlin School ne-a dat un exemplu. Închipuiți că dintr-un ceas mecanic iei o parte. Ceasul nu mai merge. La fel ca și într-o structură. Dacă e unul din cei cinci care, nu știu, e director de creație, sau strategul, sau mai înseamnă director, vorbim de agenție de comunicare, nu mai merge sau merge extrem de greu. Într-o structură organică, nu știu, de taia la deget sau chiar de buțești în deget, organismul merge în continuare. Sigur, pentru fiecare gând în parte am putea vorbi zile întregi. Dar măcar sper să vă folosească și dacă vreți să găsiți mai multe, cu siguranță trebuie. Suntem foarte, așa cum spuneam, interesați de a fi consultanți. Noi, agențiile de comunicare, vrem și ne dorim să fim consultanți. Din când în când ne iese. Dar așa, nu tot timpul. Nu e, noi nu suntem consultanți de bază. Pentru că iată diferențele între consultanți și agenții. Consultantul are un volum mic, de obicei. Și high margin, business model. Agenția are un volum mare și low margin. Iată, din start, modelul de business nediferențiat. Consultantul trimite în fața clientului senior people și este ajutat în spate de oameni junior. În agenție, de multe ori, junior people se duc în fața clientului și sunt recapați de oameni senior. Consultantul poate lucra de oriunde ar fi. Dar nu e blocat la o locație. Pe când working într-o agenție definit printr-un spațiu comun și e înțeles de ce. Dar aici e foarte interesant pentru că pe ultimul punct, mai ales m-am la Golden Drum, era nu, totul la consultant este confidențial. Iar la agenție aproape tot este public. Lista de clienți, ce vor face, premii. Și atunci motivațiile sunt diferite, fundamental diferite. E doar un gând, nu spun că e o soluție. Când vrei să fii consultant, și eu știu ce înseamnă asta, fiind consultant politic din când în când pe campanie electorală, e altceva, cu totul altceva decât să lucrezi din mine cu comunitate. Lack of permission, restricții. Restricțiile bugetare, restricțiile de timp, vor fi din ce în ce mai multe și eu cu colegii mei și partenerii mei în grupul GMP, fiind așa mai antreprenorial, suntem obișnuiți să facem bici. Și aici e un exemplu vizual din agenția Jungformat, pe care noi reprezentăm în România, e considerată cea mai creativă agenție din Germania și e prezentă vreo 20 de țări. Și ei au realizat că se pierde foarte mult timp în ședințe. Și atunci au zis, trebuie să punem o restricție, o constrângere. Și au creat, asta e o masă din sala de meeting, și este o masă care se ridică pe diferite lucruri. Nu sunt scaune și ședințe, cel mult sunt scaune din astea tip bar, care nu prea vine să stai prea mult. Și ședințele sunt maxim jumătate de oră. Oamenii sunt foarte eficienți. Nu numai multă poliologie și deci un exemplu de cum o constrângere, veți vedea și mai acolo, poate să ne ajute. Norma este prietenul nostru. Nouă agențiilor mi se cere să venim cu altceva. Altceva trebuie să aibă referință. Altceva față de ce. Și atunci
gândul este că acel ceva, norma, trebuie să fie foarte clar identificată și cum s-a ajuns la acea normă. Pentru că majoritatea normelor, odată, erau altceva. Și a fost un altceva atât de bun care a devenit mass market, care după aia a dus la nevoia de altceva. Și nu știu, făcând această deconstrucție, te ajută foarte mult să înțelegi care e norma, care e istoricul normei și oarecare ar putea să fie următorul altfel. Gândiți-vă la iPhone când a venit cu ecranul, da? Touch. A fost cu totul altceva. Acum toate telefoanele sunt așa. Oare ce-o fi altceva? Asta este cuvântul chinezesc, care definește criză. Foarte fain cum chinezii văd că o criză este și un pericol, dar și o oportunitate. Și eu cred că viitorul nostru, dacă nu chiar prezentul, și sunt în multe situații în cazul nostru, în care nu vorbim doar de că vine o criză, nu știu, avem crize zilnice. Și sunt mari oportunități de comunicare, de a intra în contact cu consumatorul. Sunt încă multe companii, și nu vorbesc la de România, care când apare cuvântul criză, este un bau-bau, care nu au puterea să folosească criza pentru a intra în comunicare, în comuniune cu consumatorul. Le e frică. Mai ales cele care sunt listate la bursă. Da. Aici un gând pe care l-am primit de la un profesor la noi, de la Berlin. Acela că nu poți să folosești lucruri ale trecutului pentru a te duce în viitor. Unele trebuie să le lași acolo unde sunt. Și cel mai bun exemplu este tastatura. Ea când a fost creată, tastatura din stânga, tastatura QWERTY, a fost gândită să nu meargă repede. Nu să meargă repede. De ce? Pentru că se încălecau acele. Și ea n-a fost gândită ca să scriem noi foarte repede, pentru că inițial a fost un altfel de tastatură în care dispunerea era legată cu creierul și așa mai departe, dar nu putea tehnic să meargă. Ei, când s-a făcut trecerea de la tastatura asta la tastatura pe care o avem noi acum, de la mașina de scris la tastatura pe care o avem noi acum, ori s-a uitat, ori lumea era obișnuită, dar cercetătorii spun clar, creierul ar putea să tasteze mult mai repede. E doar un exemplu. Unele lucruri ale trecutului, e bine să rămână în trecut. Dacă vrei să faci o evoluție. Aici un alt gând legat de diferența între transformare și schimbare. Definiția pe care am găsit-o este că transformarea este un act, și de asta am zis că vreau să vorbim despre transformare și unde este schimbare. Am tot vorbit despre schimbare. Și de multe ori doar am vorbit. Este un act extrem, da? O schimbare radicală care orientează ceea ce a fost înspre cu totul și totul altceva. Pe când schimbarea este o sumă de adaptări graduale. Aici e un lucru pe care o să-l înțelegeți în momentul în care vă gândiți la procesul de evaluare a performanței în companie. Ai o evaluare și ai punctele tari și după ai punctele slabe. Și după aceea se face un plan de dezvoltare. Pe ce te focusezi? Ai la slabă ca să ne îmbunătățești. Wrong. Very wrong. Asta înseamnă schimbare. Înseamnă să te uiți la ceea ce nu merge și să încerci să îmbunătățești ceea ce nu merge. Din perspectiva darurilor pe care noi le-am primit de la Dumnezeu, ideal este să te uiți exact la ce ai tu cel mai bun și să încerci să faci the most of it. Și asta înseamnă transformare. Altfel, nu o să reușești decât să fii cel mult un mediocru ceea ce n-ai. În loc să fii excepțional cu darurile pe care le ai, structurile noastre corporatiste, și care evident că au ajuns și zona antreprenorială și așa mai departe, bă, ești creativ, îmi place de tine, ești extraordinar. Bă, da. Nu ești punctual tot timpul, nu poți să fii, să dai lucrurile la timp, așa cum trebuie și mai departe. Cu mine s-a chinuit un coach, vreo 2 ani, eu fiind o firmă, eu personal fiind un om din zona creativă, să mă disciplineze foarte mult. Și după vreun an am zis, bă, Cristina, s-ar putea să obții din mine un foarte bun, un om foarte disciplinat. S-ar putea să obții asta din mine.
Crezi că oamenii vin la noi pentru asta? Crezi că cine ne sună clienții noștri vin pentru că suntem foarte disciplinați? Hai să ne uităm la darurile pe care le avem. Și aici trebuie un lucru important să ne gândim ce înseamnă schimbarea care e orientată spre trecut, spre ce nu merge și cu efecte în prezent, versus transformarea, care e ceea ce e cel mai bun și faci din nostru de viitor. Asta e un statement foarte puternic, apropo de ce am spus mai devreme. Că o schimbare graduală, în definitivă, ajunge să ne omoare și una radicală să ne salveze. Gândiți-vă noi românii, cum din păcate avem, dar și din fericire că sunt, putem să numim clasa ca niște dată. Revoluția română și colectiv au fost niște lucruri care ne-au scos cumva dintr-o gradualitate din asta lâncezitoare. S-a întâmplat ceva în noi. Și aici este exemplu cu groasca, în care e un test că dacă pui o groască într-o oală, într-o apă obișnuită și pui la fier, groasca rămâne acolo și moare. Dacă, sunt două variante, în apă clopotită arunci o groască, ea sare. Sau dacă peste apa în care ea este, să zicem, în procesul de fierbere, arunci apă fierbinte, ca un șoc, ea sare de acolo. Asta, cam asta vreau să spun cu săritura asta pe verticală. Și un ultim gând care are legătură cu leadership. Și care are legătură cu faptul că eu cred că viitor și agenția viitorului și comunicarea viitorului, marcomul viitorului, este despre co-colaborare și co-creere. Noi am experimentat asta în câteva situații, în agenția noastră, în ultimii ani. Cam lucrurile pe care le vedeți acolo sunt care ne frământă și pe noi. Nu știm cum o să fie agenția viitorului, da? O agenție independentă, cu siguranță, are mai multe libertate și mai mari șanse să facă pasul ăsta înainte decât companiile care sunt mai mari, companiile internaționale și așa mai departe. Și un alt lucru care ține tot de leadership. Și de ce leadership? Pentru că pentru noi, ca oameni de agenție, să stăm, să avem curajul să mergem cot la cot cu media, nu doar cu clientul, este doar clientul, este și media, și să facem împreună idei. Vă spun eu, nu e ușor. Pentru un creativ să renunțe la paternitatea ideii. Gândiți-vă cei care sunt părinți. Este un sacrificiu foarte mare. Și am avut de curând un exemplu excepțional, să vă arăt că sunt de caz, când am stat în mijlocul unei crize, de fapt a fost o criză prelungită, cu clientul, și nu mai era timp de brief-uri și așa mai departe. Și împreună ne-au venit niște idei foarte mișto. Și după aceea s-a văzut și efect. Deci în asta constă leadership-ul. Să ai curajul să nu-ți mai pui fața de prezentare. Și să, pur și simplu, hai să ne întâlnim împreună, să plecăm mâine și să lucrăm împreună. Și evident, după ce ținem împreună bucuria și roadele. Și un alt lucru care ține de leadership este să știi unde vrei să ajungi. Și aici, sigur, nu ratez nicio ocazie când merg în străinătate să vorbesc câte ceva despre țara mea. Și pe lângă Ford și americanii care au făcut ce au făcut de învățat mașina și au pus-o împreună, le-am spus că, știți, a existat un nebun care și-a propus să dovedească că un aparat mai greu de pe care poate de stare mai regulat. Și omul ăsta a avut acest gând. N-a ajuns acolo din întâmplare. Și-a propus să facă asta. Și credeți-mă, nu cred că a fost printr-o mișcare din asta, o schimbare graduală. A fost printr-o mișcare verticală. Și aici m-a permis să pun trei viziuni, misiuni, nu știu, ale trei agenții care pe mine m-au inspirat la nivel global. Cea la care eu achesez cel mai mult este cea din dreapta a lui RGA, care este agenția anului de anul ăsta la Cannes, și care este o agenție care cred că a înțeles foarte bine ceea ce se întâmplă cu piața. Și dacă ne uităm, we are the agency for the digital age. We're committed to creating world-class work for our clients, both today, but whatever the future holds. Oamenii ăștia au făcut împreună cu clientul Nike Plus,
și era clientul Nike și clientul Apple și au făcut Nike Plus. Sunt un produs împreună cu clientul. Sunt un exemplu care pe mine mă inspiră de felul în care, iată, totuși există, nu ca optimistul ce vede în cinci, există niște plusuri, există câteva agenții care au reușit să, așa, ca niște șalupe, să o ia în fața vapoarelor foarte mult. Pe scurt, cele 7 gânduri. Oameni cu valori similare, structuri organice, să ne mai gândim dacă vrem consultanță și dacă da, să înțelegem ce înseamnă. Restricțiile și crizele sunt oportunități. Eu cred că ziua de ieri trebuie lăsată acolo. Să luăm valori, să luăm curile bune, dar unele lucruri trebuie să luăm acolo. Cred că ori ne transformăm, ori distrăm. E foarte dur asta. Dar cei care au lucrat în presă, cred că înțeleg ce vreau să spun. Presa a murit că n-a înțeles că trebuie să transforme. Și cine mai trăiește astăzi este pentru că s-a transformat. Și leadership, care înseamnă viziunea unde vrem să mergem și acest proces de co-creare. Sigur, noi aici, în ziua de marketing și comunicare, suntem la un concurs de frumusețe, așa, venim fiecare și ne arătăm ce deștept suntem și ce lucruri frumoase am făcut. Timpul nu mă lasă să prezint prea multe lucruri, eu sunt destul de lent la vorbit. Aici pregătisem 3 studii de caz, să-l limitez doar la un cred. Pentru că vreți să cred că-l cunoaște pe o identica nouă. Și găsiți un caz în toată 2 ani. Care e pointul cu acest caz? Este că acolo am avut criză și substanțiază lucrurile mai devreme. Aș vrea să-l prezint pe asta. This year, Romania risked missing yet another European tour. There was only one home game left. Losing it meant losing the qualifying position. But supporters were disappointed with the team, so the expected attendance was less than the year's average. And the worst was yet to come. UEFA ne-a închis porțile la meciul cu Finlanda. Peste 3 săptămâni, România se poate califica la Euro pe un stadion gol. Something had to be done. Something that would empower the players for this crucial match, played without spectators. But no spectators doesn't mean no supporters. So 1 week before the game, we launched the virtual stadium that would bring Romanians closer than ever to the team. To show their support, fans could get free virtual tickets to the national stadium by logging on with Facebook to the e-ticket platform. They could share the ticket, invite friends to sit next to them, and on match day, their picture would appear in the actual locker room of the team. Ciprian Marica, Romania's injured captain, kicked off the campaign. In less than 4 days, almost 10,000 Romanians got virtual tickets. The unprecedented support movement quickly became news. Stadionul României va fi plin cu pozele fanilor care nu pot intra pe Naționala Arena, dar își cumpără bilete virtuale la meciul cu Finlanda. Impressed, the players wore training shirts with the faces of the thousands of fans involved. Then, unbelievable news came from UEFA. Peste de ultimă oră, UEFA ne-ar putea ierta și sunt șanse ca România-Finlanda să se joace cu spectatori. It seemed like Romanians' voices were heard. Mocer, victoria de aseară este o victorie, în primul rând, a celor 10.000 de români care și-au achitat bilete virtuale. Now that the virtual stadium became real, the Football Federation rewarded the team's most committed fans. 10.000 de suporteri echipei naționale vor merge gratuit la meciul cu Finlanda. Now real tickets were up for sale. The previous week's buzz led to a completely sold-out match. On match day, 10,000 fans were waiting for the players in the locker room. And when they entered the pitch, a full stadium welcomed the squad. In fact, the game set a new attendance record. The 90 minutes of the game were as dramatic as the days before the match. But the fans pushed the team forward and helped them turn the score in the last minutes of the match. Now, for the first time in 8 years, Romania will play together with the best teams on the continent at Euro 2016. Asta a fost un caz cu foarte multe crize. A fost criză după criză. Și lucrurile astea, ideile astea le-am avut împreună cu clientul. Stăteau la noi în agenție din astea până seara. Și sunt aici de oameni.
ce care au fost. Și a fost și criza, a fost și leadership și lucrurile pe care le-ați văzut mai devreme. Ce să mă ajută? We are Domo, and we have a public confession to make. We had huge stocks of... Haide că nu, e și timpul și nu este pentru sugestie. Crizele le poți lua că le se întâmplă sau crizele se pot crea. Și colegii mei s-au gândit să creeze o criză. Și cum au făcut asta? Au luat pur și simplu câteva din denumirile de la Domo, din catalogul Domo, și au trecurat acolo greșeală. Mașina de spălat rufe a devenit mașina de spălat fufe, ondulatorul de peine a devenit ovulator de peine. Și asta, și am dat un pânet. Și toată lumea a venit pe el. Bă, ce-mi făcutește de la Domo, ce greșeală, vă dau afară cu de la IT și așa mai departe. Evident, erau strategii. Și tot catalogul a venit prin de greșeli. Și continuă povestea cu expresoria la expresor, ce mașina de făcut pâine, pe care de făcut câine. Ideea este că am creat o criză și am văzut după aia efectele. Câteodată te poți lega de ceea ce există sau câteodată te poți crea. Haideți că nu. Dați următorul slide că timpul... White Duke am avut o campanie pe care o știți, e legată de britanicii care ne-au umilit acum vreo 2-3 ani și cum am reacționat noi. Și acolo iarăși am frânat o criză, am avut restricții, n-am avut bugete, totul a fost organical, radical și așa mai departe. Misspelling, ceea ce v-am spus, este asta cu Domo. Am pur și simplu am spart normă. Și e greu să faci asta. Iar favorita mea este arena virtuală în care, în timpul întâlnirilor în care noi ne pregăteam să facem ceva pentru meciul România-Finlanda, am aflat că nu mai avem stadion, după aia, în timp ce ne-am obișnuit cu gândul că nu avem mai multe stadion, am aflat că stai prin stadion asta pentru 24 de ore. Gândiți-vă ce nebunie am fost acolo și a văzut perfect. Mă duc către concluzii, dacă mă ajută și tehnica, next slide. Sigur, se pune întrebare. Cum o să arate agenția viitorului? Ăsta este subiectul. Noi vorbim despre agenție. Acum se vorbește despre agenții vizionare, care ar avea inovatori, oameni de tehnologie, futurologi și așa mai departe. Și ale căror planuri și a ceea ce fac ei au impact cam pe 2 ani, agenția Brand Agencies, ceea ce avem noi acum și cam ceea ce facem noi, are impact, pe ce lucrăm pe un termen de între 3 luni și maxim 2 ani, în cazul în care facem platformele competitive, și Performance Agencies pe care le știm. Eu cred că nu o să fie niciuna din astea trei. N-are cum să fie. Pentru că aici am ajuns, evident, printr-o gândire graduală, adaptându-ne la ceea ce s-a întâmplat până acum. Dar ce cred este că toate vor veni la un lucru. Asta este un lucru, gândindu-ne la ce s-a întâmplat în anii 60 prin separare. Și toate vor veni la un loc spre integrare. Pentru că nu mai e timp, trebuie să vă întâmpla foarte repede. Foarte. Gradual change kills us. Radical transformation savings. Și cred asta. Gândiți-vă ce se întâmplă acum cu planeta. Gândiți-vă ce se întâmplă cu scorul demografic al României. Dacă de mâine, o familie română avea, așa printr-o minune, 2 copii, tot nu se poate rezolva. Tot în 2050 am fi jumătate în populație. Deci, gradual, nu se poate. Salvarea planetei prin mișcări de genul o să trecem, poate că se trece la mașină electrică, tot va duce la un final care nu dorim să mai fort. Da, doar prin schimbare. Și să încheie spunându-l așa. Era odată o proastă testoasă și un merg. Și mergeau alături. Și merg. Ce bine că mergem încet. Ce bine că mergem încet. Asta merge acolo. Ce bine că mergem în cer.
A, nu, doar să nu faci. Ce-ți vine să fie asta? Nici nu competăm, da. Ce bine că mergem în cealaltă. Băi, zi, mă, ce ai, ce spui asta? Păi știi, mergem în direcția greșită. Mulțumesc! Sper să mergem în direcția bună. Deci, măcar cu atâta, știi, să rămân să zic, Doamne, numai în direcția bună să mergem. Da. Felix trebuie să ajung la aeroport, în avion. Mai avem timp să luăm o întrebare? Da, da. Da, avem o întrebare. Bună, Felix. Primul rând vreau să te felicit pentru prezentarea, a fost foarte creativă. Acum vorbim despre agenții, aș vrea să știu care este misiunea ta. Întrebare foarte personală. O să răspund, la fel. Să mă amintesc. Mai zi o dată, că de aici nu s-a auzit. Care e paralela între ce a spus dumneavoastră și aceasta? Putem să începem discuția asta, nicio problemă, dar știți ce se întâmplă? Lucrurile care spuneți dumneavoastră este consumatorul nostru. Și noi, companiile, suntem broaștele țestoase. Și iepurile deja au mult în fața noastră. Și s-ar putea într-o zi să zic eu, cine mă, cum tu îi vorbești, pe cine îi vorbești? Că nu te înțeleg. Da. Mai aveți? Mulțumim foarte mult, Felicitări pentru prezentare. Pentru luatele alese. Este momentul pentru noi persoane. Este momentul pe care l-am aflat că îl pregătește Aneta de ceva vreme și am fost foarte încântată când am aflat că poate veni și că agenda îi permite să fie alături de noi. Știm cu toții că să fii integru este foarte greu în ultimii ani. Să cauți valoare și să faci valoare și să aduci valoare adăugată este și mai greu. Dar Aneta Bogdan este omul care ne arată că se poate. Și nu sunt cuvinte goale. Și ceea ce s-a întâmplat anul acesta, cu câștigarea Red Dot Award și faptul că această companie superbă a fost inclusă în Hall of Fame Brand, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum în istoria României, sunt niște rezultate care vorbesc de la sine. Vă rog să îmi întâmpină un aplauz de Aneta Bogdan. Bine ai venit, Aneta! Kit mi-a prezentat, mi-a pregătit o prezentare într-un keynote care nu merge pe... Keynote e o prezentare animată, da? În care te plimbi printr-un loc. Asta e locul prin care mă plimb. Apropo de clasa creativă, câți dintre voi se definesc ca fiind clasă creativă atunci când vorbesc cu altcineva? Mâna sus. Câți dintre voi spun, sunt clasă creativă? Câți dintre voi se definesc ca lucrând într-o industrie creativă, când se prezintă, când merg în interviu, când... Ok? Dar sunteți clasă creativă, nu? Lucrați în următoarele domenii, în comunicare, advertising, writing, design, arhitectură, IT. Este cineva din IT aici, astăzi? Prezentarea mea nu are absolut nimic de a face cu brandient, ci cu clasa creativă. Așa că îmi cer scuze că nu o să pot să vă arăt niciun caz de al lui Brandian. Să știi, Felix, că și noi ne arătăm cazurile, dar cam la un an, doi după ce le facem. Ca să nu mai fie nicio surpriză și nimic de valoat acolo. O să țin pe ecran acea prezentare, fiindcă am eu nevoie de niște ajutor când vorbesc. Dar apropo de ce e acolo, trebuie să știți că orice prezentare de mai bine de 20 de ani, de când muncesc în industria asta, mă pregătesc cu mult timp înainte și, în general, cine a lucrat cu mine știe că umplu
nu calitate întregi, ci borduri întregi și în general iau în serios absolut orice lucru pe care îl fac pentru un client sau pentru un coleg sau pentru un designer sau pentru un, să spunem, cineva care trebuie să învețe ceva de la mine. Prezentarea mea este despre al 12-lea ceas. Am zis mai pe românește 12 fără 5. Într-un fel sau altul, apropiată de cea a lui Felix, dar dintr-o cu totul și cu totul o altă perspectivă. Acum, dacă citiți în fiecare, săptămână revistele de business, da, și revistele ale industriei creative, o să observați de câțiva ani de zile headline-uri de tipul arhitecții australieni sunt fact sau cine mai are nevoie de design grafic spectaculos sau cine mai are nevoie de o altă agenție de publicitate MeToo și așa mai departe. Este clar că la 7 ani de la generarea, unei situații de criză, de recesiune și într-un recover pe care noi l-am numit New Normal, nu ne este foarte ușor ceea ce trăim în zilele astea. Nu ne este foarte ușor datorită faptului că atât industria noastră, industria creativă, cât și întreaga societate s-au schimbat profund și multe lucruri pe care astăzi le facem, dacă vi le-aș fi spus acum 2-3 ani de zile, aș fi spus că-s nebună la cap. Cu toate astea, noi le facem și nu-i vorba neapărat de felul în care relaționăm cu screen-ul telefonului care a înlocuit screen-ul televizorului. Până una alta, screen-ul televizorului acoperă toată țara, pe când screen-ul telefonului acoperă, după cum știm, foarte puțin din ceea ce avem nevoie să transmitem către targetul nostru. Sunt industrii, și a zis și Felix asta, care au disrupt cu totul. Industria de jurnalism este disruptă, da? Dar și industria de advertising este în pragul unei disrupții. Și într-adevăr toată lumea se întreabă ce o să fie. Ce o să fie în anul următor, în anii următor. O să mai avem joburi în anii următor? Vom scrie, vom desena la fel, vom dansa la fel, da? Vom face teatru la fel, vom face muzică la fel, toată lumea se întreabă. Și călătoresc mult în ultimul timp împreună cu partenerii mei din Brandient și trebuie să vă spun că nu e doar îngrijorarea noastră aici. Nu doar noi ne întrebăm asta. Lucrăm de câteva luni un proiect în Kuala Lumpur și aceleași discuții le avem și acolo. Toată lumea se întreabă ce va fi și nimeni nu are un răspuns și toată lumea încearcă ceva. În speță două sentimente ne definesc în zilele astea. Este sentimentul de adrenalină, de entuziasm, de excitement, da? În paralel cu sentimentul de frică. Sentimentul de adrenalină și de entuziasm vine evident cu oportunitățile fabuloase pe care tehnologia ni le pune la dispoziție. Spre exemplu, un keynote presentation. Da? Adică Aneta scrie, seara își scrie prezentarea și eu dau a doua zi dimineața lui Kit și Kit zice, nu mai facem slide-uri pe boring, zice Kit, da? Și zice, fii atent, animăm chestiile astea și da. Sentimentul de adrenalină se manifestă în felul următor. E ca goana după aur. Toți am crezut că putem face aplicații. Încă, da, credem că putem face aplicații. În fiecare săptămână trebuie să ne întâlnim și probabil și, și în advertising e la fel, cu câțiva oameni care sunt convinși, da, că au tras de jackpot. Deși din momentul unei idei până la aplicarea ei finală, după cum știm, ne mănâncă
sfinții sau cum s-o mai zice. Sentimentul de frică însă vine din altceva. Sentimentul de frică vine din faptul că până acum lucrurile au stat într-un anumit pattern. Patternul era asta. Mă numesc Aneta Bogdan, am 27 de ani. Acum 25 de ani, da? Am venit aici să mă învățați, să-mi fac o carieră, să mă dezvolt, da? Să ajung șef. Și cam atât aveam noi în cap la 27 de ani, anul Revoluției în România. Și lucrurile așa au fost mult timp. Deci noi eram tineri, ne duceam, pe noi ne-au învățat americanii, ceea ce ne-a adus bine și mai puțin bine. Uite că noi pe voi n-am mai reușit să vă învățăm la fel cum ne-au învățat pe noi americanii pe care i-am, da, i-am bârfit atâta că nu ne-a plăcut nouă, să spunem, narativul pe care ei l-au folosit toată ziua în relaționarea cu noi. Dar am fost foarte impresionați de faptul că un chief executive officer spunea, spune-mi, al și nu-mi spune sir, da? Așa au fost timpurile atunci. În zilele noastre nu mai înțelegem nici noi și nici voi prea multe lucruri. Dar trebuie să vă spun o chestie. Oricum, mai bine trăiți între frică și adrenalină decât să trăiți confuz. Deci asta este o dacă vreți, un gând. Asta e un gând pe care de mult timp îl observ în comportamentul uman. Un om care astăzi zice, ah, vreau să fac asta, trebuie să fac asta. Și te uiți la el și știi că nu o să aibă un succes extraordinar. E mult mai bun decât un om care zice, nu știu ce să fac. Un om care zice, mi-e frică, e mai bun decât un om care zice, nu înțeleg nimic, nu știu nimic, nu simt nimic. Confuzia ne omoară. Și eu am zis, așa, apropo de confuzia, să încerc să fac astăzi o privire din elicopter, înainte de al 12-lea ceas, care poate că a și venit, dacă n-a mai venit, că de-aia zicem new normal și de-aia recovering-ul ăsta după recesiune nu mai se întâmplă cum se întâmpla de obicei, da? Adică economia a încercat să crească. Da, a început să crească acum 4 ani, 5 ani și uite că nu mai crește. Sau nu mai crește așa cum ne așteptam noi, în dinamica pe care o așteptam noi. Evident că întrebarea este, da, când trăiești aceste două sentimente și te aștepți că vine ceasul al 12-lea, dacă nu cumva simți, sau dacă nu ești total autist și nu înțelegi nimic din ce se întâmplă. Evident că te întrebi, dar ce am putea să facem? Și evident că răspunsul este, trebuie să ne reinventăm. Însă nu te poți reinventa pur și simplu că îți propui, te trezești dimineața și zici, mă voi reinventa. Te poți reinventa doar dacă înțelegi și îți înțelegi rostul și rolul, da, pe care îl ai într-un grup de oameni, într-o familie, într-o companie, într-o societate. Așa funcționăm. Începem cu familia, continuăm cu grupul. O să vreau să clarific câteva noțiuni despre clasa creativă și industriile creative. Clasa creativă, a desenat aici niște reprezentanți ai clasei creative, da? Și cred că l-a scăpat pe Mihai Panfil, că l-am văzut în sală, da? Vă închipuiți că v-aș fi spus acum 4 ani de zile că un barista este clasă creativă? Acum 4 ani de zile credeam că cu greu de fapt acceptam programatorii, da? În clasa creativă. Ziceam, cei care desenează, cei care fac arhitectură, cei care dansează, cei care scriu, da? Cei care lucrează în advertising. Acum, în topul clasei creative, sunt cei mai faimoși barista, da? Avem și noi în România, dar sunt și cei mai faimoși șef, bucătar, da? O grămadă de filme și de alte lucruri se întâmplă în jurul acestui subiect. În clasa creativă,
intră mai multe categorii profesionale, da? Care au în comun talent și knowledge. Talent și knowledge. Ceea ce înseamnă că nu te poți numi clasă creativă doar dacă cumva cochetezi cu ideea că mă uit pe YouTube și wow, ce mult îmi plac mie filmele de acolo sau prezentările lui TED. Nu ai cum. Clasa creativă înseamnă categorie profesională care își câștigă existența dintr-un drept de proprietate intelectuală pe care dacă îl creezi, trebuie să fii talentat și să știi carte. Clasa creativă în România este foarte bine reprezentată, foarte bine. Foarte bine pentru România, da? De industria de tehnologie, da? De industria de programare și de tot ce se întâmplă în jurul lui computer science, da? Este bine reprezentată probabil undeva sub 10.000 de oameni. Știți că nu avem data în România. Știți, nu? Adică ajungem aici la cât de interesant e să găsești orice despre orice țară care face un demers vis-a-vis de clasa creativă și cum nu găsești nimic la noi. Dacă întreb, cam câți suntem, Felix Tătaru? Nimeni nu știe, nu? Stați puțin, nu e despre Felix. Nu știe nimeni. Există o statistică care ne spune că suntem în jur de 100.000 de oameni, că am fost 140.000 de oameni în 2009 și că am scăzut la 100.000 de oameni într-o statistică care ține de ocuparea forței de muncă. Acum, ocuparea forței de muncă, știm cum este, cu ce fel de cărți de muncă și cu ce fel de meserie au fost scrise acolo când secretarele și șoferii au fost plătiți pe drepturi de autor, nu? Deci, n-aș conta prea mult pe această statistică. Dacă suntem numai 10.000 de oameni, după cum vă dați seama, contăm foarte puțin în cărțile electorale ale acestei națiuni. Da? Oricât de mici ați fi, tot trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Cum numerele mari contează și numerele mici le ignorăm. Da? Ar trebui să fim buni, cu adevărat buni, ca să scoatem ceva din cei 10.000 de profesioniști pe care îi adună industria de advertising, industria de design, scriitorii, actorii, dansatorii, muzicienii și așa mai departe. Acum, ca orice clasă, da, care are o meserie, indiferent că meseria se numește designer sau se numește trend searcher sau ce s-a mai inventat în ultimii ani, sunt ok, sunt meserii de frontieră, vin din sociologie, din sociologie cu tehnologie, din antropologie cu tehnologie, dar sunt ok și sunt foarte vânate, dacă vreți. Spre exemplu, e un antropolog în sala asta care e specializat în partea de trenduri. Se ocupă cineva cu așa ceva? Știți când o să fim foarte puternici? Când 10 oameni ridică mâna la întrebarea asta mea, vis-a-vis de viitorul nostru. Și de cât de pregătiți suntem pentru viitorul nostru. Ca orice industrie, industria creativă trebuie să facă ce? Să facă reveniu, să scoată bani. Acum e industrie, da? Ca să scoată bani, trebuie să vândă lucruri profitabil pentru cei care le vând. Când spun lucruri, spun produse și servicii. Ca orice industrie trebuie să fie capabilă să angajeze oameni, da? Ca orice industrie, dacă ne ducem în spate la portă, ar fi bine să ne asigure un competitive advantage. Nouă nu ni-l asigură, dar unor țări, precum Anglia, Statele Unite, Olanda, Germania, da? Le asigură un avantaj competitiv. Toată lumea știe... s-au auzit, toată lumea, sper, care lucrează în creative industries, știe despre Richard Florida, care în 2002, e un profesor canadian, în 2002 a scris o carte faimoasă, The
Racing Golf Creative Class și care a zis așa că ultima sursă de prosperitate a umanității se va baza pe creativitatea individuală a oamenilor, da? Pe human creativity. Acum, el a zis-o și a împărțit, a segregat lumea academică în două, toată lumea a început să-i reproșeze că de ce n-ai studiat mai multe? Lumea academică, da? However, trebuie să știți că acum 60 de ani, preferatul meu, oricând, inclusiv în fața lui Steve Jobs, dragul meu kid, da? Peter Drucker, a zis acum 60 de ani, the new economy va fi knowledge economy. Deci după o economie de agricultură, după una de una a industriei, da, a urmat în ultimii 30 de ani economia serviciilor, da? Ne-am dus în sus pe pe Maslow, ce am avut nevoie, da? Am mâncat, ne-am luat case, mașini și așa mai departe, mașini de spălat, după care am vrut să călătorim, da? Să facem shopping, să avem servicii de entertainment și așa mai departe. Drucker, când a zis că în secolul viitor economia va fi una a knowledge-ului, a mai zis două chestii fabuloase și nu înțeleg de ce le ignorăm cu toții. Omul ăsta a zis că orașele vor fi clustere de startup-uri și de networking antreprenorial. 60 de ani. Acum 60 de ani. Și de-abia acum 30 și ceva de ani, în Silicon Valley au început să se înghesuie, da, diversi antreprenori, mici antreprenori, că erau mici acum 30 și ceva de ani, da, și care au construit cea mai puternică, cel mai puternic hub de tehnologie al lumii. Știți ce are specific această industrie? O să încep cu misconception. Adică acele lucruri pe care cam toată lumea le consideră a fi adevărate, dar ele nu sunt. Principalul misconception în industria creativă e că talentul e natural. Talentul e natural, adică ți l-a dat Doamne, Doamne, și nu e așa. Dacă știi să cânți la vioară, o să cânți la vioară. Dacă ești curajos, o să te faci aviator de supersonic, da? Sau sporturi extreme. Iar dacă ești talentat la desen, pur și simplu, vei desena la un moment dat și vei scrie Damien Hirst was here și vei lua 3 milioane de euro pentru acel tablou pe care îl găsiți în Soho House în Berlin. Wow. Uite, acum 30 de ani, tatăl meu, aviator, pe supersonic. Zicea așa. Zicea, cine nu are 10.000 de ore de zbor, nu e aviator. Atunci am avut prima dată chestia asta. Da? Și în speță mi-o spunea mie, bătea, da, șaua, militar fiind, ca să pricep, vis-a-vis de cât de mult muncești, da? Cât de mult te preocupi de ceea ce îți place. Acum, nu știu, 12 ani, 13 ani, ceva de genul ăsta, fiica mea, fiindcă noi aveam, nu-i așa, o firmă de design și cei mai cool oameni de pe lume erau Kit și cu Bobo Dumitrache, Ana Bogdan a venit și a zis, știu ce vreau să mă fac, designer. Oh, lișit, a zis noi. Și Kit atunci a zis, stai că se rezolvă ușor. Uite, astea sunt pozele cu camera mea din Baia Mare. Camera în care am fost, probabil un viitor muzeu, așa, fiind unul din designerii cei mai importanți ai Europei de Est, camera lui Kit este desenată de un maniac pe fiecare perete, inclusiv pe tavan. Ok? Dacă ești designer, trebuie să desenezi
trebuie să umpli caietele. Și dacă ești obsedat rău, îți umpli și pereții camerei, da? În timpul adolescenței. Este un tip care chiar a scris o carte foarte cool, Outliers. Cum se numește? Gladwell. Gladwell, nu? Și omul ăsta a făcut niște research și evident s-a dus în locul cel mai simplu unde se putea duce, adică într-o filarmonică și i-a văzut pe cei cărora le dăduse Doamne, cel mai mult talent și i-a comparat cu cei care nu erau cei mai talentați, da? Dar care munceau cel mai mult. Și cei mai importanți oameni, de la Bill Gates la cei mai mari violoniști, au ajuns în elită fiindcă au muncit cel mai mult. Iar lucrurile merg atât de departe în chestia asta, încât cineva care are cele 10.000 de ore de experiență ca să fie luat în considerare, să fie luat în considerare cu opinie. Spre exemplu, la noi în design, cei tineri au opinii, da? Doar suntem politicoși. După cele 10.000 de ore, atunci deja discutăm despre opiniile lor, da? După 10.000 de ore de practică. Creativitatea nu este despre natural. Nu-i despre mi-a dat Doamne. Nu-i despre sclipire. Este despre pasiune mispuitoare și hard working. Cine crede că e creativ doar ca să se dea bine în poză, greșește și nu are ce căuta în industria asta. Toți oamenii, am fost cu Marta la Red Dot, ne-am luat premiul acolo, primii români, da? În Red Dot, în Germania, în Berlin, și jumătate din sutele alea de oameni, în primul rând, acolo, după cum vă dați seama, este puterea industriei germane de design, de produs, da? E bine, acolo foarte mulți oameni aveau 60-70 de ani, da? Și munceau. Și Eric Spiekermann, l-am vizitat de multe ori, muncește. Are 70 de ani și muncește, la fel ca și noi. Clasa creativă asta face. Clasa creativă nu se duce la birou de la 9 la 5. Clasa creativă este o pasiune care depășește ora 12 noaptea, care depășește weekendul și care, când ți-ai făcut cele 10.000 de ore, nu zici, gata, acum sunt expert. Din acest moment, nu. Un alt misconception interesant și pervers vis-a-vis de clasa creativă și de industriile creative este acela că cei tineri, nu-i așa, sunt mai creativi decât cei mai puțin tineri. Wrong. Este același procent de creativitate și în mintea unui om tânăr ca și în mintea unui om mai puțin tânăr. La 70 de ani poți fi mai creativ decât ai fost sau decât sunt alții la 20 de ani. Creativitatea, pe de altă parte, este, dacă vreți, o industrie care, din cauza acestei chestii că, ok, să ia talentați, oamenii cumva cred că nu costă nimic. Costă foarte mult. Școlile de design, de arhitectură, sunt cel mai scumpe de pe lumea asta, oameni buni. Este cărțile de design, cărțile de arhitectură, sunt cele mai scumpe de pe lumea asta. Deci nu trebuie să gândim că este o meserie ieftină. Că nu e. Și mai e o problemă cu meseria asta, cu industria asta. Că vinde timp. Și atunci când vinzi timp, da? Și tu cumperi de la mine de 10.000 de euro, cumpărând competența lui Brandian, da? Anetei, a lui Kit, a lui Cristi Petre, îl văd și pe el aici. Da, dar tu cumperi o cantitate de timp. Și la mine și la și în advertising. Cantitatea aia de timp înseamnă câte ore poți să aloci unui proiect. Fiindcă este creativitate aplicată în business. Nu este for the sake of art. Adică s-a trezit creatorul dimineața
dimineața sau nu s-a trezit nici astăzi, nici mâine, nici peste 3 ani, da? Și dacă s-a trezit și a fost inspirat, a început să picteze și pictatul a durat 24 de ore, dacă ești Picasso, sau 240 de zile, dacă ești o altă tipologie de artist. Noi vorbim în clasa creativă de creare de prosperitate prin un efect pe care clasa creativă îl are asupra business-ului. Noi nu desenăm, nu mergem la birou să desenăm de dragul desenului. Mergem la birou să desenăm pentru rafturile de produse, pentru companii, pentru sisteme de tehnologie și așa mai departe. Sunt câteva țări care, având oameni foarte educați, având meritocrație la vârf, evident că l-au citit pe Drucker, acum 60 de ani, și au citit și pe ceilalți, da, în anii care au urmat. Și țările astea s-au pregătit. S-au pregătit pentru viitor. Și din perspectiva mea, diferența între o țară care rămâne în, blocată într-un prezent și o țară care are o privire vis-a-vis de viitor, este prin educație. Probabil și datorită faptului că, făcând mult business acum în Asia și în speță din Singapore în restul Asiei, vedem ce înseamnă asta. Compar toată... Știți ce compar și asta este chiar... Nu-mi place să spun asta, dar între noi putem spune căsușile închise. Și țineți-o așa, nu mai dați în afară. Țineți-o pentru voi, gândiți-vă doar la ea. A doua generație de antreprenori români, în speță fie copiii marilor antreprenori, fie pur și simplu generația a doua, da? Generația care a venit, să spunem, în ultimii 10 ani, nu are educație. Aici este marea problemă. Când te duci în Singapore, când te duci în Malaezia, când te duci în Indonezia, când te duci în Pakistan, orice om care a atins un nivel de bogăție îți prezintă the new leadership generation of the family în felul următor. Oxford, Cambridge, Stanford, MIT. Nu avem cum și suntem, uitați-vă, suntem 10.000, suntem puțini, n-avem de la cine învăța, aici este tragic, iar cei care se duc dincolo, acolo rămân. O discuție în Berlin cu o prietenă Anei, de-a fiicei mele, m-a făcut să realizez cât de internațional a ajuns Berlin în ultimii 4 ani de zile. Grupul de prieteni ai fiicei mele e format din neți, majoritatea, deși nu vorbește germană absolut deloc, dar e grupul de la Edinburgh și... Și acum 4 ani, nenții erau încă foarte nenți, da? Erau încă foarte nenți, și în Berlin. Îi enervam. Puteau vorbi în engleză, dar îi enervam, da? Și îi enervam și noi, că eram ca mulți pe acolo, pe stradă, și îi deranjam, da? Le deranjam curățenia și rigoarea. În 4 ani de zile, Berlinul nu a ajuns a doua putere după UK, în clasa creativă, în industriile creative. Dar dacă vorbim, spre exemplu, cu Amelie, prietena Anei, îmi spune, în departamentul meu din casa de producție din Berlin, unde lucrez cu un brazilian, o rusoică, un francez și 2 est-europeni. Asta înseamnă că Angela și trupa ei, și ei l-au citit pe Drucker și au zis orașe, clustere, care atrag oameni de toate naționalitățile. Nu v-ar plăcea ca Bucureștiul să fie un cluster internațional, unde nu
putem vorbi tot în limba română, că e mai corect așa vis-a-vis de identitatea noastră. Dar n-ar fi bine dacă am auzit și alții, cu alte perspective, cu altă moștenire culturală sau antropologică printre noi, nu ne-ar deschide asta orizontul, nu ne-ar face mai bine pregătiți? În UK sunt cele mai bune politici guvernamentale. Cea mai rapidă creștere sectorială din ultimii 5 ani o au industriile creative. Produc 77 de miliarde de pounds contribuție la economia țării în 2014. Atât a fost, 77 de miliarde comparați cu produsul intern brut al României, da? Fiecare investiție de un pound generează revenue de 20 de pounds în clasa creativă, da? Oficial. Când vezi o astfel de chestie, păi nu te-a pus să faci 5 business-uri în industriile creative? Design Council este cea mai importantă și puternică instituție a clasei creative, reprezintă pe toată lumea, este atât de puternică, are atât de mulți bani, încât atunci când zice Design Council ceva și introduce o lege, toată lumea aprobă și nu comentează. Și, evident, primele școli din topul școlilor creative, de la Royal College of Art și până la școlile de computer science, da, sunt tot cam pe acolo. Au exact 135 de școli în topul celor mai bune școli din lume. Câte are România? Niciuna. Nu avem nicio școală. Nu avem nicio școală în topul de 700 de școli selectate ca fiind relevante, dacă vreți, pentru sectorul educațional. În Germania sunt 238 de mii de companii implicate în industria creativă. 238 de mii de companii. Majoritatea sunt în clusterul Berlin. 60% se găsesc în Berlin și, evident, ele se împart în cam două părți egale. Tehnologie și design de produs. Da? Astea sunt sursele cele mai importante. Au și ei German Design Council, dar au mai ales German Federal Film Fund. Știți câți bani sunt acolo? Deci dacă mâine, nu știu, s-ar supăra nemții sau, nu știu, le-am devenit foarte simpatici, cred că ar putea să-și aleagă așa un sfert din țărișoara asta. Zice, păi cu banii de acolo, de la fondul pentru filme, da? Au, de asemenea, al treilea festival cel mai important de film din lume. 25 de școli în top. În Statele Unite sunt 700 de mii de business-uri, 698 de miliarde de dolari aport la economia națională. Au 4,7 milioane de angajați. UK. 2,8 milioane de angajați în clasa creativă. Și în următorii 5 ani, încă 1,4 milioane în perspectiva de a susține creșterea industriilor creative. Deci încă, lângă 2,8 milioane, încă 50% mai e nevoie ca să acopere nevoile în următorii 5 ani. În Singapore, 270 de mii de joburi în industria creativă au Design Council Singapore. Știți că Singapore e o țară foarte micuță, știți, nu? 3,5 milioane, un fel de București, aranjat altfel, disciplinat, bogat, condus bine, cam așa. Au deja 7 școli de design. Acum 10 ani nu aveau niciuna. Știți ce școli de design au? Toate sunt în francize. Inclusiv franciza de la Massachusetts Institute of Technology, inclusiv franciza lui Stanford. Țări foarte mari n-au reușit să convingă aceste instituții să meargă și să opereze în alte teritorii. Că nu vrem să diluăm brandul, să scoatem de sub. Știți, nu? O industria de educație din Statele Unite, cât de bogat a ajuns, apropo de tot clasă creativă, după anumiți
după anumiți experți. Made in Holland. Știți că ăștia și-au făcut un brand, este Dutch Design, brandul, pe care și-l pun pe diverse produse. Și dacă te duci în lumea largă, lumea zice, da, este un Dutch Design ăsta. Adică un design minimalist, experimental, așa cum, să zic, ne-am dorit să desenăm și noi din când în când. Dar când se mai trezește marca cu câte o copertă de revistă. În ceea ce privește România, lucrurile, acum trebuie să fim corecți până la capăt. Lucrurile nu stau foarte rău vis-a-vis de noi. De noi, de cei care umplem acest concept al casei creative. Lucrurile stau foarte rău vis-a-vis de politicile guvernamentale. Și asta, de fapt, este... asta am scris-o ca și concluzia și că Mihai și Chis s-au uitat aseară, am zis, nu scrie asta, la sfârșit. Dar uite, o să vă spun. Am fost drăguță cu ei, că fiecare are 10.000 de ore la Word. Uite, vă spun. Vis-a-vis de clasa creativă. Prin eroism personal, Brandient e într-un Hall of Fame, unde sunt cele mai mari companii din lumea asta. Prin eroism personal, Brandient l-a bătut pe Interbrand și pe Landor și pe Design Bridge în proiectul din Kuala Lumpur. Prin eroism personal, am câștigat un Red Dot. Știți cum a fost acest eroism personal? A fost împotriva evidențelor. Pe o piață de pionierat, în care clienții ne-au ajutat, în care designerii au fost foarte puțini, ca să poți să îi folosești, da? Dar în care, continuu, cineva ne-a încurcat. Ghiciți cine? Că ajungem la ei, imediat. Evident. Dar nu numai noi, nu suntem favoriții lor. Nu, suntem o listă, da? Care... Am crezut că am dispărut. Nu, n-am dispărut și chiar o să-l rog pe Mihai să vă povestească câte ceva despre codul fiscal, despre noul cod fiscal pe care l-au creat ei după multă muncă. România, în primul rând, tot ce vă spun poate să fie sau să nu fie adevărat. Vis-a-vis de statistica românească în ceea ce privește industria creativă românească, locală, fiindcă nu avem date. Dacă nu se ocupă nimeni de noi, cum o să avem date? Deci, noi nu putem să ne ținem datele. Eu nu pot să știu exact, da, câți designeri. Mai zice, Financial Times-ul nostru, da, înseamnă asta, ziarul financiar. Mai zice Marta câteodată, mai numărăm pe la astea de instituțiile astea care spun câți oameni sunt angajați în diverse, în diverse profesii. No Day Talent. Se pare că suntem 100.000 de angajați, se pare că am scăzut de la 140.000. Se pare că există un Institut Național pentru Cercetare și Formare Culturală care atrage mulți bani, n-am auzit niciodată de el. Se pare că există un network antreprenorial Hub București, de asta am auzit tot datorită, dar n-am simțit nimic vis-a-vis de... Se pare că avem 38 de școli de design, arhitectură, computere, film, artă. Multe, mai multe decât are Singapore, da? Și, de asemenea, se pare că cineva a fost plătit vreo 8 ani de zile, da, din fostele guverne, ale lui domnul Felix Tătaru, apropo de ce vrem să plătim unora și altora, da, pe cine consiliem și cât de cinstiți au fost ăștia toți în 25 de ani, se pare că cineva, o echipă mare, a fost plătită ca să scrie un document care se numește Strategia Națională de Competitivitate până în 2020,
și îmi dau o veste bună. Între cele 10 industrii care sunt considerate a asigura un avantaj competitiv României, guess what? Și noi suntem acolo. E, chestia asta e de 2 ani, înțelegeți, a fost lansată, e bine, mersi. A simțit ceva? Adică aveți joburile, proiectele, suportul, bursele, educația, școlile, companiile pe care vi le doriți? Nu, nu le avem și nu o să le avem. Decât dacă facem niște lucruri. Sunt 3 lucruri despre care vreau să vorbesc cu cei aici. Despre cadrul legal, despre ce avem noi ca moștenire, Creative Heritage, și despre cum arată piața în acest moment. Fiindcă aici, în ultima parte, statul român față cu clasa creativă, am doar semne de întrebare. Viziune, semnul întrebării. Nu știu, ziceți-mi voi. Strategie, semnul întrebării. Politici, semnul întrebării. Nu am ce să vă spun. Le-am pus tocmai ca să vă arăt că nu am ce să vă spun. În ceea ce privește cadrul legal, avem 2 aspecte care definesc viața industriilor creative. Primul aspect este intellectual property, proprietatea intelectuală. De ce e importantă? Fiindcă toți facem copyright, da, pe ideile noastre, pe desenele noastre, pe creațiile noastre, da? De asemenea, protejăm mărci, protejăm desene industriale și alte lucruri, invenții, toate au nevoie de o formă de protecție. O să fiți surprins să aflați că am fost pionier România, în, cu mult înainte de comunism, în serviciile de proprietate intelectuală. România a fost parte a Convenției de la Paris și a Convenției de la Berna în 1883 și 1886. Chiar și când au venit comuniștii în 1967, ne-am dus și am fost membri fondatori ai celei mai mari instituții de protecție intelectuală și suntem în continuare membri. Ce s-a întâmplat între timp? Ce s-a întâmplat după comunism? S-a întâmplat următorul lucru. Toate instituțiile astea au fost politizate. Fiind politizate, ele au fost transformate în niște lucruri care au rămas înapoi a timpului. Mai mult decât atât, cred că de câte ori am avut ocazia, am spus asta. Osimo a avut mult timp, nu știu dacă îl mai are și acum, că n-am mai intrat în ultimul timp, Mihai, deci a avut un site care era un fel de dare de seamă a poliției române din timpul comunismului. Era, zici că făcuse cineva o poză, așa și acum, da? Deci, ok, vă rog să vă uitați pe organismele internaționale, din Singapore sau din Germania. Sau... Deci este speechless cât de înaintat sunt, cât de vizionar sunt în acest domeniu. La noi se mai întâmplă un lucru interesant. Neexistând knowledge, neexistând școli de business reale, adevărate, da? Care să predea lucruri care, de care chiar avem nevoie în practica de zi cu zi. Chiar și în media, toată partea asta de, nu știu, de intellectual property a fost tratată mai repede anecdotic. Da? Adică tot felul de anecdote din astea, de prostioare în jurul numelui, da? De oameni care au încălcat drepturile unor companii și le-au furat numele și au zis, păi ce, că eu am înregistrat primul... Păi da, dar eu am 100 de ani. Chiar când ai înregistrat, n-ai știut că am 100 de ani și conduc lumea asta în industria asta. Deci totul a fost tratat atât de anecdotic, ceea ce nu avem cum, da? Să acceptăm că atunci când vine vorba de clasă creativă. L-am rugat pe Mihai, l-am târât astăzi din birou, să vină și să ne povestească un picuț despre noul cod fiscal. Chiar dacă vi se pare ceva ce nu v-ar interesa, dacă doriți să vă faceți companii în industria asta, dacă doriți ca această industrie să fie una puternică, dacă o industrie puternică înseamnă că avem cui vinde și putem vinde pe bani, da? Nu pe pasiunea noastră și pe egoismul nostru. Dacă această industrie se va dezvolta, orașele noastre vor arăta altfel, magazinele noastre, produsele noastre și în speță noi vom fi mai fericiți.
fiindcă într-un fel sau altul clasa creativă are legătură ombilicală, da, cu natura umană. Spune-ne, Mihai, un pic ce se întâmplă cu codul fiscal. Bună ziua! Eu sunt ministru de finanță al unei țări mici, la creative, Brandia, și sunt chemat tot timpul să dau veștile proaste. M-am specializat în asta. Vreau să o dau gradual, dar am învățat azi dimineață că nu e bine și așa că dau foarte bine. Din păcate, n-am niciun breaking news, adică cred că știți cu toții că regimul fiscal care ne afectează pe toți este povărător, foarte neclar, aplicat arbitrar. Sunt însă și lucruri care ne afectează în special pe cei din industrie creativă. Și două lucruri aș vrea doar să punctez aici. Ce ne afectează pe toți? Impozitarea, supraimpozitarea, aș putea să spun, a muncii în special, prin contribuțiile așa numite de sănătate și de asigurări sociale, și care, chiar și nou cod fiscal care se va aplica de la anul, defavorizează pe cei care muncesc mai mult. S-au încercat, în ultimii ani au fost niște pornire așa ale politicienilor, dar tot timpul frânate de populism și de a plăti polițe sau datorii, astfel că niciodată schimbările n-au fost făcute având în vedere o dezvoltare sau un plan care lucrurile să fie mai bune. În privința acestor contribuții, ele sunt foarte mari, să știe, pozitarea muncii în România este foarte mare. S-a încercat o plafonare la 5 salarii brute, dar această plafonare, iarăși, este multiplicată și defavorizează pe cei care, de exemplu, au venituri din mai multe surse. Fie că muncesc în două locuri, fie că pe lângă salariu au drepturi de autor sau dividende, ei sunt taxați de fiecare dată și se poate ajunge nu la 5, ci la 10 sau la 15. La spital și ai primit 5 injecții și în loc de una, dacă ai 5... Evident că oricâte contribuții ai plătit, beneficiezi o singură dată. Deci ăsta e un lucru care ne afectează pe toți. Un lucru care ne afectează în special pe cei din industrie creativă este această neclaritate de impozitare a drepturilor de autor. Neclaritate care a fost atât de flagrantă încât chiar și guvernanții la începutul acestui an și-au dat seama că era total varză și atunci au trebuit să dea o, așa zis, amnistie fiscală, în care au zis, da, scuzați-ne, am greșit, am făcut așa, dăm o amnistie până în luna, până pe 1 iulie, tot ce a fost, uitați, dar o luăm cumva de la capăt, adică au clarificat câteva cuvinte, dar în continuare, prin sistemul actual de impozitare a drepturilor de autor, sunt practic pedepsiți și discriminați cei care creează mai mult, ca să spun așa. Adică cine creează o singură dată pe an, are un impozit clar conform codului fiscal pe drepturi de autor. Cine cumva creează în fiecare zi sau are o relație permanentă cu o firmă creativă, este supraimpozitat imediat. Și asta vine iarăși dintr-o nedreptate și anume din așa, tendința de a corecta o adevărată infracțiune. Adică cei care ani de zile au au măsuit, să spunem, contracte și au plătit șoferi, femei de serviciu, contabili sau directori financiari pe drepturi de autor, că era mai favorabil. Și atunci guvernanții noștri au zis, a, deci se întâmplă ceva acolo, e dubios cu autorii ăștia, trebuie să-i radem, să-i scârtim de mici și să nu-i lăsăm să mulțească. De aici a venit acest lucru care ne afectează foarte mult, pentru că pe această falsă, să spunem, facilitate pentru freelanceri, de fapt să ne socotește că în România nu există cu adevărat freelanceri. Țările în care freelancerii au apărut au asigurat zeci de ani în care aceștia au lucrat în firme creative care au coagulat forța creativă și după aia, după câțiva zeci de ani, după zeci de mii de ore, sigur că poți să fii freelancer și atunci poți să ai un sistem. La noi, freelancerii, din păcate, sunt probabil tineri cu șanse foarte mici de a fi angajați și care, dacă nu au șansa să fie, să spunem, ușenici într-o astfel de firmă creativă care să strângă în jurul ei toate aceste forțe, nu se pot dezvolta. Ceea ce urmărim noi și o să facem și un apel la un lobby din acesta generalizat și e bine ca fiecare dintre dumneavoastră să știe, sunt aceste două lucruri.
unul de care vor beneficia toți oamenii muncii de la sate și orașe este plafonarea contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate, ideal la 3 salarii brute și de asemenea per CNP, per persoană. Deci cineva care muncește în mai multe locuri sau are venituri din mai multe, din mai multe surse, la un moment dat pe CNP-ul lui să ajungă la limita aceea și acolo să fie limitată contribuția lui. Nu să fie pedepsit și pe măsură ce muncește mai mult și o să depășească acest nivel. Și al doilea lucru este această eliminare a discriminării între impozitarea creativilor care lucrează într-un regim de colaborare permanent sau quasi permanent pe proiecte cu firme creative față de creativii care nu au decât din când în când o scripire, să spunem, sau îi angajează cineva odată pe an să facă ceva. Este o discriminare absurdă care defavorizează atunci o disoluție a industriilor creative și nu ne ajută practic niciodată să construim ceva pe care să mergem mai departe. Astea erau cele două vești proaste pe care voiam să vi le dau și sperăm ca împreună și într-un timp foarte scurt și în tot vacarmul ăsta politic să reușim să le aducem acolo unde ne vor ajuta pe toți una din ele și industriile creative în special cealaltă. O să mă apropiu de concluzii și o să vă spun că o clasă creativă are nevoie de un anumit suport ca să se dezvolte. În speță, totul începe cu o școală bună și ar trebui să se termine cu un job bun. Când spun un job bun, spun că pe o astfel de piață emergentă ar trebui să vă angajați în companii care fac servicii creative, da, și de-abia după aceea să deveniți freelanceri, da, după ce aveți cele 10.000 de ore și după ce, de asemenea, știți cum stau treburile. Dacă te întrebi ce șansă are România, ce moștenire culturală avem noi vis-a-vis de creativitate, o să vedeți că sunt câteva clișee cu care lucrăm. În speță, din comunism nu prea putem să luăm nimic, da? Comunismul a fost definit prin low culture și kitsch culture, deci nu avem cum să ne aprovizionăm de acolo, că mai facem o campanie la Ciocolata Rom și râdem noi între noi aici. Oricum, Ana Bogdan nu mai râdea, fiindcă nu mai înțelegea ce e cu ciocolata aia și ce treabă are cu trecutul în felul ăsta, da? O altă sursă de inspirație pentru noi este cultura populară, doar că am tras atât de mult de ea, încât deja ne e teamă când vine câte un client în Brandian și zice aș vrea un motiv popular românesc. Da, și noi l-am vrea, doar că deja dacă e prea mult, el nu mai este prețios. Înțelegeți lucrul ăsta? Dacă unde te uiți de jur împrejur, inclusiv pe uniformele rugbiștilor noștri, e plin de motiv popular, încep să ai deja niște probleme vis-a-vis de cât de valoros este această resursă de inspirație pentru noi. O altă sursă de inspirație pe care nu o folosim și trebuie să începem să o folosim este cultura romă, care este unică antropologic, foarte valoroasă și pentru care cei din afară plătesc bani buni. Ana e în țară acum și face un shooting de fashion într-un sat, Buzescu, unde sunt casele alea spectaculoase. Casele alea spectaculoase. Chit, ia vine aici. Discuție despre casele spectaculoase cu Kit, ieri, da? Ce am făcut? Cu ce am ieșit? aia a fost o discuție interesantă și spune-le și lor despre creativitate și casele populației rome din Buzescu. Discutam ieri cu Aneta
despre jobul Anei cu shoot-ul de fashion pe care îl face și încercam să să ne așezăm mintea, cumva, să ne așezăm ce se întâmplă în minte, dar să găsim o configurație prin care să ne putem explica toate chestiile astea. De ce cei de la Londra, de ce cei din Berlin sunt înnebuniți să facă fotografia acolo, ce înseamnă, în ce manieră putem așeza, nu știu, cognitiv, chestia asta cu casele, cu turnulețe, cu, nu știu, cu acoperișul vela lucioasă, cum știu ce. Și încetuc, încetuc, așa, stând de vorbă, am ajuns la următoarea concluzie surprinzătoare și pentru noi. Și anume, mândria de a face ceva extraordinar pe care oamenii ăștia încă o au, iar noi ne-am pierdut-o. Mândria lor, am pus semnul egal între mândria acestor țigani de a-și face turnulețe pe casă, da? Și mândria care transpare din skyline-ul New York-ului, da? A Shanghai-ului, pe care o vedem în Singapore, în Hong Kong și în alte locuri. E o diferență de școală, de mai multe clase în plus, e o diferență de buget, dar e aceeași mândrie, e aceeași dorință de a proiecta, da, o statură, de a arăta că ești mai cu moți decât ceilalți. Noi cum ne-am pierdut chestia asta? Cum de orașul nostru arată conformist, arată la fel de gri, arată la fel de lipsit de orice fel de ambiție și de amvergură. Oamenii ăia săraci nu au carte și nu știu, nu înțeleg, da? Ce fac ei acolo. Nu înțeleg în ce fel lucrurile pe care le fac ei, da, sunt da, low-brow, cum am zis, o cultură joasă. Da? Și de ce Shanghai-ul, da, arată în felul ăla în care arată. Dar mândria e acolo. Dorința, ideea de a ieși în evidență. Da? Noi ne-am pierdut asta. Unde a dispărut? Asta e o formă de creativitate. O să concluzionez în felul următor. Există un inception, un inception de clasă creativă în România. Suntem aici, suntem unii dintre noi de 20 de ani în această industrie. Unii proiectând mai mult succes, alții muncind mai mult și proiectând exact ceea ce fac și vă recomand să faceți lucrul ăsta, să fiți mai low profile în proiecția succesului, fiindcă timpurile când bling-bling și semnalizare au trecut, oamenii în clasa creativă sunt apreciați de adevăratele pentru ceva ce fac. La noi vin designeri care nu pot rosti două cuvinte, dar când le vezi portofoliu, plângi și râzi, da, de fericire. Clasa creativă este pătimașă, este pasională și este hard working. Nu este bla bla și nu este proiecție de dragul proiecției. Succesul în clasa creativă vine prin portofoliu excepțional, da? Printr-o ținută excepțională și prin respectul eticii profesiei noastre. Nu avem însă un creative economy. Nu avem o economie generată de clasa creativă. Ca să o avem, ar trebui să avem un revenue interesant de câteva zeci de miliarde, ar trebui nu să fim 10.000 de oameni sau 100.000 de oameni, ci 1 milion la 24 de milioane de locuitori, da? Și într-un fel sau altul ar trebui să-i asigurăm României o formă de avantaj competitiv. Dacă cumva credeți că România va putea să supraviețuiască prin agricultură și industria, că noi serviciile le vom arde. Aici e foarte clar. N-are rost să ne imaginăm că vom avea vreodată vreo industrie a serviciilor.
Cei tineri sunt cei care, într-adevăr, au mai multă energie, au mai multă vitalitate decât avem noi. Și atunci, ăsta este, de fapt, un apel la lobby, mai ales în fața celor tineri. Faceți lobby pe blogurile voastre, în articolele voastre, la televizor, în stradă, pentru a obliga clasa politică românească, atenție needucată și fără niciun fel de intenții de a se educa vreodată, da? Faceți lobby ca să înțeleagă rolul și rostul clasei creative românești pentru viitorul acestei țări. Dacă vreți să trăiți în această țară, dacă vreți ca părinții voștri să aibă o bătrânețe bună în țara asta, trebuie să știți că, deși sună absurd și ridicol că suntem doar 10.000 de oameni, dar nu contează câți suntem, contează câtă influență putem, da, să avem asupra societății. Fiindcă suntem comunicatori, ceea ce înseamnă că ne pricepem la ceea ce facem și acest lucru ar trebui să ne ajute, da, să obligăm guvernele României și clasa politică, fiindcă, atenție, doar ele, din păcate, asta nu ne dă. Știi, noi tot timpul zicem, dar ce, că facem mai niște festivaluri, face Marta aici o revistă și niște așa, avem niște band-uri. Nu! Clasa creativă nu crește prin antreprenoria, dragii mei, supraviețuiește prin antreprenoria. Clasa creativă se dezvoltă prin suportul marilor oameni de stat care trebuie să facă acest lucru. UK-ul, US-ul, Germania, Olanda, Singapore sunt viziuni ale oamenilor care conduc aceste state și de-abia după aceea vine efortul antreprenorilor, a artiștilor, a creatorilor de orice tip. Încerc să vă spun că prin noi înșine de data asta nu reușim să o facem și că avem nevoie de lobby în fața clasei politice. Pentru asta nu ratați niciun moment să vă afișați, să vă definiți, să munciți și să vă mândriți cu faptul că aparțineți clasei creative din România. Problemele noastre, așa cum derivă ele antropologic, ne pun tot timpul în situația în care, uite, eu îmi dau bună ziua greu cu Felix Tătaru, Felix își dă bună ziua greu cu așa și cam, dacă trăiți mult printre noi, așa o să ajungeți și voi, deși sunteți tineri. Avem multe bagaje, da? Cine pe cine a sprijinit, cine cu cine, cine pe cine a susținut și așa mai departe. Vă jur că viitorul nu poate fi rezolvat decât cu toți împreună. La un loc. Eu nu am văzut în nicio țară asiatică, da, oameni care să-și propună un scop comun pe care să-l rateze datorită faptului că eu nu mă amestec cu el. Hai să ne amestecăm. Haideți să ne amestecăm și să build up something, dacă vreți, așa cum știm noi, prin comunicare. Că la asta ne pricepem, asta putem să facem. Haideți să comunicăm cât de importantă este clasa creativă pentru viitorul acestei națiuni. Încă o dată, cu scuze că nu v-am arătat portofoliile noastre din ultimii 3 ani în Asia, dar promit că o să le vedeți în următorii ani, fiindcă sunt spectaculoase. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine, Kit și Mihai. Și... hai, așa, hai să învingem. Că ei nu ne vor ajuta. Știți de ce? Nici cel puțin, fiindcă nu vor. Fiindcă nu știu. Habar nu au despre ce vorbim. Nu știu. Dar acum noi știm și... mulțumesc!
avem și câteva întrebări. O să vă rog să fiți buni și să facem o listă. Și asta te rog, Aneta, să răspundem și dacă se poate tot scurt. Da, da, da. Bună! Lili Stancula, să mă numesc eu. Mi-ai tot spus că... Lili conduce departamentul de marketing de la Petrom. Nici chiar așa. Sunt și este soția unui distins designer, chief designer în Brandient. Nu, eu sunt doar corporate brand manager în cadrul departamentului de comunicare din OMP okay. Petrom. Ok. Ideea e că ne-ai tot zis să facem lobby și să ne folosim influența. Către cine? Pentru că tot ai încheiat, acum spunând că ei sunt, hai să nu zic incompetenți, nu sunt în stare să schimbe nimic, da? Hai, eu am o altă întrebare pentru toată lumea de aici. Câți dintre voi vreți să mergeți să lucrați într-un sistem administrativ unde salariul este între 100, 1200 și 1800? Câți? De lei, da. De lei, de lei, scuzați, de lei. Nu mă așteptam să vă gândiți la el. Adică în momentul când o să schimbăm și o să reformăm cu noi sau parte din noi acest sistem, exact așa cum s-a întâmplat în Singapore și așa cum bine ați zis voi în acel articol minunat, că primul ministru în 1960, prima măsură pe care, printre primele măsuri pe care le-a luat în momentul ăla a fost să ofere salarii mari, sistemului administrativ ca să evite corupția și să evite luarea de șpagă și de mită și să aducă oameni competenți, că e normal că nu-ți vine niciun om competent să-ți muncească cu 1800 de lei. Și atunci... Dar să știi ce nu facem? Nu le spunem oamenilor că sunt incompetenți. Îi înjurăm ca proști. Nu, trebuie să le spunem ești incompetent. Atât. Da. Ești incompetent. Să nu-i mai acceptăm. Am mulți cunoscuți în industria, în lumea politică. Sunt incompetenți, sunt oameni drăguți, dar incompetenți. Trebuie să le spunem. Bun, și ce face industria creativă atunci? Industria creativă care de două săptămâni este pe Facebook și de două săptămâni este foarte vocală și de două săptămâni a identificat problema ca noi toți. Ce face să schimbe acest lucru? Cum? Fix. Tot așa. Comunicare masivă. Deci, cu cine? Trebuie să comunici cu cine este important și cu omul care poate să schimbe. Avem un nou prim-ministru. Știi ce cred, Lili, că e momentul cel mai bun. Și cu noul prim-ministru, și cu noul guvern, și mai ales cu teama lor că nu mai... că sunt văzuți. E momentul când îi spui unui om, I see you. Ăla e. Deci, și noi îi vedem. Și cred că dacă începem să vorbim foarte politicos și tolerant, atenție, cele trei calități ale clasei creative, da? Din indexul lui Florida. Toleranță, talent, tehnologie. Toleranța este obligatorie, nu înjurăm, nu dăm cu piatra, dar le spunem că sunt competenți și sunt competenți față de viitorul țării noastre. Și eu cred că nu, hai, că nu le... E un moment bun, Lili. Să ne implicăm. Să ne implicăm. E un moment bun. Comunicare. Mai sunt întrebări? Bună ziua! Mi-ar fi plăcut, a fost un discurs motivațional foarte bun din punctul meu de vedere. Mi-ar fi plăcut să se repete întrebarea de la început, că să facem parte din clasa creativă, cu tot mai multe mâini, cred că sus. Da. I see you. Vreau să vă întreb, știu că aveți business-uri în Singapore și în alte orașe mari ale lumii. Ne străduim să avem. Noi suntem o agenție foarte mică din România, foarte mică. Suntem 15 oameni, senior, 80%, și ne străduim cumplit, fiindcă nu există niciun credit pentru exportul serviciilor creative, ceea ce noi facem. În Singapore există, în Germania există, în UK, du-te și călărește lumea, că îți dau eu bani. Noi cu ce câștigăm? De aici încercăm să ne plătim niște proiecte dincolo. Foarte bine sună și noi sunt o agenție foarte mică, de 5 oameni. Doresc să vă întreb, acolo vă simțiți descătușați de ceea ce vă strânge în România, ca și constrânge? În Est, da. În Estul Asiei, da. De-aia am și ales. Estul Asiei. Descătușat în sensul că singura teamă e doar limitarea culturală. Să nu cumva să greșești cultura. Din fericire, designul este un instrument atât de internațional în zilele noastre și atât de ușor poți comunica prin el,
Lucrăm întotdeauna cu antropologi în țările alea ca să nu călcăm în strat, în strat. Dar e ok. De asemenea, lipsa corupției, lipsa totală a corupției în Singapore. Motivul pentru care ne-am dus acolo, fiindcă Naumovici ce a zis la un moment dat despre noi, fiind desenat pe toți, să vă vedem mai nici o să mai lucrați. A zis-o acum vreo 3-4 ani. Și s-a cam arătat la chestia asta, așa, la un șec ușor de viață, da? Când tot ce vezi pe stradă e desenat de Brenie și jumătate din racurile românești, încep să și, într-adevăr, următorul pas ar fi fost marile proiecte naționale ale României, dar care n-aveau cum să ajungă la noi niciodată, nici la noi și nici la alte companii care lucrează după aceleași standarde de etică ca ale noastre. Consultanța și designul sunt domenii foarte etice, nu suportă compromis. Ori, România până acum a lucrat într-o formă destul de discutabilă vis-a-vis de marile bugete și vis-a-vis de marile noastre proiecte. Uitați-vă la brandul de țară, l-am târât pe Oli, aveam și noi șansa să avem un brand de țară creat pe Oli, Dumnezeu să-l ierte, a murit acum un an, era ultimul lui proiect. Lucruri pentru care eu nu-l pot ierta pe Felix, da? Deci, apropo, welcome, da, în clubul bagajelor noastre negative. Mulțumesc foarte mult, Anica, și felicitări pentru tot ce faci și pentru curajul de a veni. Curajul de a veni și de a vorbi despre această clasă, fără să spună nimic despre cele mai mari premii ever pe care o companie le poate lua vreodată și pe care eu l-am luat în ultimele două luni. Felicitări, Daniel. Deci cei mai buni. Aș vrea să vă rog să ne ridicăm puțin în picioare. Să ne dezmorțim. Urmează un brand frumos. Un om de marketing care știe să spună de ce trebuie să evolueze brandurile. Așa stând toți în picioare, vreau să vă spun atât. Nu o să vină nimeni niciodată să ne salveze. Nu vine cineva. Nu există cineva. Nu există niciodată cineva. Noi trebuie să ne salvăm. Noi toți trebuie să stăm și să ne luptăm în fiecare zi. Nu există cineva ăla care să vină. Nu există niciun lider în momentul ăsta care vrea să-și asume să facă curățenie politică pentru că știe, un om deștept știe că nu are cu cine. Trebuie să radă totul. Avem nevoie doar de un dictator, dacă vrem așa. Deci, noi trebuie să facem cu toate forțele noastre ce depinde de noi și o să se schimbe. Puteți să stați, am astăzi mulțumit. Vă mulțumesc! Și am să vă rog să-l întâmpinăm în aplauze și să-i mulțumesc pentru răbdare lui Stefan Udovici. Este corect? Udovicici. Orange România. Welcome, Stefan. So, hello everyone. Good to be here with you today. I hope everyone understands English. If someone doesn't, hands up. Everyone? Okay, that's expected. My name is Stjepan Udovicic. I'm originally from Croatia. I'm a marketing director with Orange for the last 3 years. Before coming to Romania, I was in the Middle East with Etisalat. Before that, in Indonesia, in Jakarta, for 3 years. And I originally started with Deutsche Telekom in Croatia and in Germany. So, listening to the presentations before me, two things I liked. One was the boiling frog from Felix. It's an example we use a lot in at least in our company and the companies I worked for before. It really is a threat, but I don't think it's really how it happens, that the frog either cooks slowly or it jumps out from the pot. Usually there is like not one frog, but there is like many of them, and at the same time they are being cooked and they are jumping out. So it's a little bit of
chaotic process. So I have not seen ever that the frog either jumps or coops. So, second thing, from me, a bit of, I don't know, perspective for you. Compared to other countries I've been, marketing departments as well as telecom engineering departments I have seen, you have a lot of talent in this country compared to the, let's say, Middle East or European countries I've been before, or even more Asian countries. A lot of very competent people, both engineering and commercial. So never think bad about yourself. You should regard yourself very, very highly. I'm quite impressed. Before I came to the country, I had a lot of stereotypes which were all absolutely wrong. So I have very good impressions so far. Today I'm going to talk to you about the brand refresh we did in Orange, Romania. It's going to be very short, just 20 minutes, so then we can all go for a coffee. I'm going to talk a little bit more from product perspective. I'm not really a communications guy. I'm more of a product marketing person. So I will explain to you a little bit how we put together a brand refresh, quite a big event for Orange Romania, because companies of this size do it maybe once in 5 or 6 years. So it was a huge project for us. We worked on it for 10 months, and I will try to explain it in 20 minutes, so God help. Okay, so what did we do, and why did we do this this brand refresh? There are several, how to say, building blocks and several rationales why we started with this and why we wanted to do this. First of all was the feedback from our customers. Analyzing every day what we get through different channels, customer care, through our shops, through all the research that we do monthly and weekly. Customers were giving us signals that there are things that we need to change. Customers were saying things like, I need more data allowance to use, I need more internet, I need a shorter contract. Many customers were saying, why you cannot finance my devices? Why do I need to take a credit from the bank? Why can you not make an installment credit for me so I can get everything from you? There were multiple other feedback points from customers like, your products and services are very complex, it's very hard to understand the pricing structures, there is so much information, it's a shock for me when I come to the shop, it's hard to understand, and a lot of feedback. So this was the first point. Why we changed is because customers have changed, the behaviors have changed, we had an urge to evolve our product portfolio. Second of all, there was a set of like more internally driven objectives where we wanted to make a bit more contemporary the whole product and services portfolio. Second of all, we wanted to simplify because we were very complex. One of the objectives also was to accommodate smartphones in all plans. There is one important point for you to know in telecom operating economics. The reason why we want to push and sell a lot of these smartphones is because a smartphone customer usually is a much more valuable customer than a non-smartphone customer. Said in simple words, a smartphone customer will pay us more per month than a non-smartphone customer. So it's in our business interest to sell these devices. Fourth, we want to get closer to the needs of our segments. We have identified through different research and the feedback insights that there are different segments emerging in the market. It's not anymore only a single customer using a smartphone. There are groups, there are people with multiple devices, they have different needs. There are people with a phone, a tablet, maybe two tablets, a laptop, a modem. And they are getting 5 bills from us. It's an extremely complex customer relationship to solve. So we wanted to address that. And another segment that emerged was a segment of families, which we were seeing through multiple research we did as a segment that is distinct. It's very well defined, and it has needs that need to be addressed. Final one was a segment of small businesses where we didn't play a lot before, and now we have put ourselves an objective to deliver
dedicated products for them as well. Finally, the internally driven objective was to change the website, which was very, very old, like 10 or 15 years old. Basically evolved as the company evolved, and it was very, very complex, and we wanted to collapse and do a radical change on this one. On top of all this, there was a new brand guideline that came from the group. Big Orange group did a large research in Europe, in countries like Poland, France, Spain, Romania, Slovakia, to understand from our customers what should be our brand positioning in the future, and what we should stand for. You know, before Orange was like life changes with Orange. This was like a tagline. This was used for last, I don't know, 10 years, much more before my time in Orange. This tagline needed to evolve. So the research was done, and several, let's say, key topics were identified through the conversation with customers. And these topics are the topics that you see in the frames on the right. These are translated in Romanian. So family, home, casa, and mișcare, on the move, benefits, work, fun. So this was something which was very common among all European countries, including Romania. Having found out this, we have used it as a sort of a framework to use in order so we communicate in a more organized way all of our product offerings and all of our marketing messages. This is a bit how the brand, new brand, was coming about, through pure research and insights. Then, on top of that, there was a mechanism that we wanted to put in place, and the mechanism is something we call a listen and respond. So before, the brand was a little bit more monolithical. It was not so, let's say, interactive. It was more like a big company, and we roll out the campaign, and pretty much this is it, so take it or leave it. In the new world, the company, through this brand, wants to be much more responsive to the needs of customers. The company wants to listen to what customers are saying, and it wants, as close to real time, to respond to what customers and basically all stakeholders around the company are saying to us. So it's supposed to be a little bit more interactive brand. We are supposed to really absorb the feedback and give our answers to our customers. So listening and responding. And this is what you will see pretty much in all of the communications from Orange in the coming period. Everything will be based on that. Even if you look around this room, there is a little bit down there on these boxes, you will see these frames. In the frame, you will see an insight, and then there will be a pop-out, which will be a response. Insight is more something about customer need, something that I want as a customer, something that bothers me. It can be a pain that needs to be resolved, and a response is a solution from Orange. So that's how the brand works. Very dynamic. Going on, so what did we change exactly? This is a bit of a summary, so I try to make it easy for you. You remember these animal symbols? This was something that was also researched, and we understood in the last 2 years, let's say, all the research was saying that if you ask a customer, an animal stands for Orange. While if you ask internally within Orange, an animal, for example, kangaroo, is the most optimal combination of voice and data. Okay, a dolphin is a voice calling plan. Externally, a dolphin is Orange. So we have seen that basically these product categories and the product positioning really did not resonate in the minds of customers anymore. That was one more reason why I changed it. So these animals were changed in kangaroos and panthers and butterflies into a category of plans which we call Orange Me. Orange Me is a plan for myself, individual, for my one device. Very simple. Same was done with Colibri, which before, for internally, Colibri was a flying bird. Before it stood for a data-only service plan.
internally, while externally, if you ask a customer, they would tell you Colibri, they would tell you, aha, Orange. So again, it was very, it was not aligned. Then we introduced two new categories, which are, which we call Orange Share, which is a connected voice and data proposition. These are plans for customers which have more than one device. For example, if you're using a smartphone and a tablet, then you are going to be using Orange Share. I will explain you a little bit later how it works. And Orange Family, already mentioned before. On top of that, we have completely revamped the Orange Thank You program, and we have launched installments, which is basically like a, something like a financing mechanism for all of our customers, where they can, instead of going to the bank, they can serve their handset, tablet, equipment financing needs with Orange Direct, so it makes it more simple. This is a bit an explanation of the product categories we have today, as I told you before. So Orange Me and Net, these are single plans, so one plan for one person, one device. In the middle you see Orange Share, so this is for me, for example, because I have three smartphones and two tablets, and I'm always testing something, and I have a few watches, so I can connect all this stuff and have it all on one bill. It makes it very simple for me, because I don't have to think about three due dates for three bills. I don't have to think if I have received or paid the bill, I get it once. I have one data allowance that I can share among all of my devices. For me, it makes it very simple. I'm quite sure there's a lot of people like me. I know them a lot. And the final one is Orange Family, which as a position means multiple people, multiple devices. So it has to be at least two people merged in a group with additional service, be it Orange TV or a data plan. So these are the main ones. Now I will show you a bit how it looks in communication. So this was more of a product product aspect. This is how it comes out in a communications execution. So the first one on the left you see is an execution on Orange Share. So you see two devices. By combining two plans, you get 50% more data, so this is very good for us. Marketing-wise, we can communicate a big number of gigabytes, something we are always fighting with on with our competition. And that's a little bit how it looks on a marketing material. On the right, you see the family execution. The same thing, on top left, you see the family frame. And this is the thing I talked to you about at the beginning. And below you see the benefits, the response. So quite neat, quite clean, a bit different. It's not a revolution for Orange, as you see the logo is still there, it looks the same, but it's more like an evolution, it's a little bit of an adjustment. One more thing we did in this listening and responding kind of positioning that we want to launch is, a project with a battery, which is also based on the essential need of the customer. It was an idea I actually launched in Western Europe. We took and we adapted for Romania. One of the essentials for people is the battery power. The more devices you have and the more data you consume, the more battery you're going to deplete. And it's becoming really a pain in the for everyone. And including myself, I have probably a charger in each and every room of my apartment, and it's a real pain. So what we did basically here to support this listening and responding and the essentials positioning for the company, we launched a free battery for every 4G device. So every time you do a 4G device in Orange Shop, you get a free battery, and on top of that, anytime you want, you can replace it in any Orange Shop or Orange Shop Orange Store. So you will dump your empty battery and you will take a full one, and you will make sure you are powered up and you're not without a battery. Not a big thing, okay? It was just quite a nice gimmick, let's say, for the brand refresh. Going on, so one more I would say quite important component for us from a product point of view was the launch of installments. Maybe not all of the banks are going to allow us for this,
because before we were executing these programs usually with cooperation with the bank. But what the customers were saying to us was that it's very complex to sign two contracts in an orange shop, so one with Orange and one with the bank. Usually bank required much more paperwork. People were kind of turned off by this because no one likes this paperwork. And then there are two relationships. One relationship is with the bank, the other relationship is Orange as a company. So the way we went on solving this is that we launched an installment program of our own. And now a customer can finance either a device only or a subsidized device over a course of 6, 12, or 24 installments. It's not a revolution, again, I would say, but in a big company like this, it was also a project that took 4 to 5 months to implement, because it required also heavy IT development, a very strong timeline focus, a lot of commercial effort, a lot of communication effort as well. So not on the face value, it looks very simple, but on the implementation, it was very complex and quite long. Final one from the product point of view. At the same time, this was in September, we launched also a new loyalty program, which is basically a revamp of the program we had before. The key objective was to make it a bit more digital and to try and reward customers' digital behaviors. Let's say if they make a My Account or if they are making interactions with the company online, they are trying to, we are rewarding these kind of behaviors. The direct company interest in this is that we want more people to serve their needs online. So for example, if you just want to check your bill or you want to get a copy of the bill, or you just want to check the status of your account, when does your contract expire, or any that sort of thing, we would like you to do it online, not to come to the shop and queue with the rest of the people. It's better for you and it's better also for the service level in the shop, so we free up time and the salespeople for other jobs. The second one is that we here introduced also some emotional elements, let's say. There is like a birthday bonus we do in terms of accessories, and the final component was that we have simplified the points concept. So there is not any more two tiers of the points, just one tier. Okay, this is details for you. A final one, this was a big chunk of work for us, 6 months of very, very hard work on online. We have reworked about 2,600 pages that we had on the old website. It was a total nightmare. I'll be very honest with you. It was very, very hard work. And the objective here was to code the whole website into all responsive site, to clean up the old stuff, to kill as many old pages as we could, because they accumulated over 15 years of the company history. And basically, we ended up later, after 4 or 5 months of work, scaling down these 2,600 pages into about 190 pages, which are currently active, and you can see them if you go Orange Row, you will find it. It's an all-responsive site. It was a real, real hard work. We took some extra designers, some extra HTML people, help us do this. I can tell you honestly, even 2 days before we launched, we were not sure is it going to be ready on time or not. But it was at the end. So time almost done. The impact was very good for us. The commercial launch was on 14th of September. The customer acceptance was very good. Sales was very happy with the launch. There was a very good adoption on pro plans, these Orange Share and Family plans, and a very good adoption of installments, which was even above everyone's
expectations. As usual, when you launch something like this and something big like this in a big company like Orange, first or second day you will have broken things. It's normal for us. We identified something we needed to fix, and first 1 or 2 days we fixed them quite quickly. And there were some cannibalizations among service plans, which were also quite quickly fixed and addressed. A bit of learnings and recommendations. I'm speaking here on behalf of a very big company, so we have thousands of employees. These were my personal learnings. I put them on the slide for you. You need to, if you do something like this in your own company, very carefully plan it and research it very well. This was for me a key thing that I learned. Definitely useful to have a project manager, because the project was so huge and it has a high risk to dissolve, just to go in multiple directions, to grow so big in size that you cannot even control it anymore and you don't even know what status is there. So a project manager on a huge project like this is an absolute must to be able to control it. Be very clear if you do it, if you do a brand reshape or a brand evolution like we are doing it right now, or like we did it right now, what you really want from it. If you don't know the answer to this question, don't do it. It's not critical. I mean, brand refresh is not something that you have to do on a specific date. I would say you have to do it when you really know why you are doing it and what you want to get out of it. It's never urgent to do it next week. Rather think, it's like hiring people, you know, if you're not sure, don't hire. Like that. Engagement, especially in big companies for us, we had like more than 200 people working on this project actively, and then there were satellites around that, so probably there was more than 400 people working on the project. The challenge from this is that you have to keep these people engaged and you have to keep them informed, so communication is key here. And then if you're late, which happened to us because the project was huge, the best way to do is just reduce the scope. So for example, for website launch, 2 days before, when we were not sure are we going to deliver or not, because there was just too much work, just reduce the scope, do what is necessary, skip what is not necessary and do it later. This is the decision we did 3 days before we launched, and it was a good decision because finally we launched. If we insisted and if we were perfectionists and saying no, we want this and we are not going to reduce the scope, if we had that kind of thinking, we would have failed, that's for sure. Of course, clear date and don't deviate from that. Have to be very, how to say, strict on this. Make sure to everyone that they understand when the thing is going out so they can plan as well. Once you move the date, you will move it again, and then you will move it again, and then you will not do it. So these are my my learnings, and this is where we end. Thank you very much. If you have any questions, I'm here. Good one. Hello, my name is Adelina Passat. My question is, what was the biggest challenge of this rebranding or readjustment of the brand? Oh, it's a very hard question. There was probably more than one. The whole project started as a brand refresh. There was like a group strategy, and there was a group directive. We will refresh the brand. First countries in March this year were France, Spain and Poland. And they said, okay, Romania, they told us in March, Romania, you have to do it in September. Now, so the project started as a brand project. When we started analyzing it a bit and understanding what we need to do here, we realized that we cannot do a brand refresh without a thorough refresh of products and services. Because what's a brand without substance? No?
if we just go out and we say we have a new coat and we have a new look and feel, people will tell us, okay, so what? Yeah, what have you changed besides your coat and besides your nice attire? When we understood that, we understood how big the project is going to be. This was sometime in March this year. So for me, the biggest challenge as a marketing director was how to come up with a set of products and services which will put substance in this new brand, and not just that, but which will put substance that will make sense to a customer. This was the biggest challenge, because here you need to do research, you need to understand, as I showed you, through the insights, what your customers consider proper as of now, what they consider is missing or should be fixed. Once you understand that, then you can start tracking your product portfolio. And this, for me, understanding these insights was the hardest part, because making product portfolio, once you know what you need to do, is relatively easy. But finding the insights and interpreting the insights is extremely hard, because they come in huge numbers, they come through different channels, through research, through sales feedback, through customer feedback, in different shapes and forms, and it's very hard to quantify and to say what is more, what is less important. So at the end, you have to use a little bit of your experience and your judgment and to say, okay, we're going to go this way. So this would be, for me, the hardest part. Probably the last question. Here. Hi. My name is Oksandra Pradescu. I want to know, you said that there has been this rebranding in many countries. I want to know if you took into consideration the habits of the people in every country, how do they consume your products and services, and if there are any differences between what you offer them in different countries. Yeah, absolutely. So we took a very, if you compare... And if there are differences, I would like to know what you found out about the Romanian consumer. Very sure. If you compare Orange Group with, for example, Deutsche Telekom, our group, in between Orange countries, I'll get there. It's, they give us a lot of freedom, do locally different things. When it comes to usage between countries, let's say countries that we have, Spain or France, Belgium, Poland, we don't have big usage of telecom services differences between these countries. It's quite similar. We have differences, for example, in penetration of smartphones, and then you will have a little bit of difference on average data usage and stuff like that. But this is just because these are more rich countries in the West. They have more smartphones, more iPhones, more Samsung phones, and that's why we have the higher usage. But the people that use it, they are very similar. Where we had to do a big, localization, is really in communication. We insisted on using local language, translating everything except for the tagline, which still remained in English, because just internally and through discussions with our customers, we thought that using Romanian language is much better than using English. So this was the only adaptation that we did. For example, in France, they also did the same, and in Spain they did the same. So when you pull a line and you summarize, it didn't do much different than the others did in that sense. Thank you again. Thank you very much. Uităm cu toți o pauză, haideți ne bucurăm de ea și am să vă rog să revenim în jur de ora 1 în sală. Mulțumesc.